Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2020. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rizea, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Bună seara, prieteni! Dobri večer, druzia! Îi mulțumesc domnului Anatolie Macovei că, iată, este și în această săptămână alături de noi și îi spun bună seara, așa bună cum seara. Vă spun și dumneavoastră, dragii mei. Mulțumesc mult, domnul Macovei. Sper că ne faceți niște dezvăluiri, continuați dezvăluirile făcute de săptămâna trecută, da? Le continuăm. Da? Ok. Salut pe toată lumea. Silvia, bună seara. Lidia, bună seara. Salutare în Israel. Sebastian, te salut, Valentina, Sergiu, Grigori, Carina la Chicago, Ionel, salut, Ilie, Valerio, Gheorghe, mulțumesc mult, dragii mei, Ana, Iulian Mihai, mulțumesc frumos, Ana Dărăban, iar Toto Ana, Zinaida, o telespectatoare, da, fidela noastră, Ana Dărăban, îi mulțumesc, Sergiu, Beni, Dumitru, Alex, mulți prieteni aici, Vlad, salutăm la Brescia, Nicolae, bună seara tuturor, dragii mei, dar mulțumim că, iată, lumea vă salută, domnul Macovei, știu că le-a plăcut foarte tare ce le-ați zis data trecută, dezvăluirile pe care le-ați făcut și așteaptă cu nerăbdare și altele. Pentru că avem subiecte și în seara asta, incendiare și sper că acum sunetul e bun, da? E tot în regulă, regia? Sperăm că e bine, da? Îmi dat-o puțin așa cu aici. Ce să facem, Ole, cu sunetul? Nu e bine? L-am reglat. Sonorul e prea încet, Iar
Hai să punem să reglăm puțin sunetul, că nu vreau să încep. Puneți acel moment publicitar. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Rize, se ține în fața Parlamentului, de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Pui acolo să văd și cifrele. Da, prieten, am revenit rapid. Pentru că avem o serie de subiecte incendiare, salutăm pe Tamara de la Parma, Jack e prezent, mulțumesc mult, gata Adrian, s-a rezolvat, e bine acum Carina, da, mulțumesc mult, gata, Ionel, salutare, mulțumesc și de la Chicago, iar altcineva, Ion, te salut Ion, mulțumesc dragii mei, da, sunt mulți dintre prieteni, iată e vineri seara, e ultima seară din această serie de emisiuni săptămânale, dar nu uitați, prieten, pentru că duminică fiți în număr cât mai mare alături de noi. Alături de mine, alături de Anatolie Macovei, alături de o parte din veteranii, dintre eroii acestei țări, alături de prietenul și colegul meu Vladimir Dachi și de ceilalți oameni de bună credință, care vor fi prezenți duminică în fața Parlamentului la ora 12 pentru a arăta că nu suntem puțini, prieteni. La Cafea cu Rize se ține acolo. Deci puteți fi și 5.000, suntem pregătiți cu cafea și cu ceai, pentru că e mai frig afară și așa cum v-am obișnuit duminică de duminică, voi continua și aici. E până la urmă un semnal de alarmă pe care îl tragem. Asta vorbeam cu domnul Macovei mai devreme. Știți, Vadim Cojocaru nu este decât un simbol al corupției instituționalizate. Un om pe care l-am devalat în fața voastră, practic, cred că e de no comment când îl auziți cum închide acel dosar, cum se bate pe burtă cu soțul Orenei Bogza, cum își trafichează influența pentru a rezolva problema și pentru a clasa un dosar privind un furt de teren din domeniul statului. Nu e nicio problemă, pentru că ei sunt obișnuiți să fure de la stat sau să cauționeze furturile de la stat. Nu uitați, prieteni, că am intrat în rândul televiziunilor serioase și avem și un capitol destinat publicității, pentru că foarte mulți au trimis mesaje. Dom'le, am văzut că aveți rating mai mare decât Jurnal TV, decât, nu mai zic de celelalte televiziuni, că și de Pro TV, în intervalul ăsta de prime time, toată Moldova se uită aici și o parte din România. Și într-adevăr sunt toți disperați că le-am creat o problemă foarte mare privind audiența și vă mulțumesc vouă, pentru că până la urmă voi sunteți cei care ați făcut asta posibil, ca această emisiune să fie etalon pentru Republica Moldova și să fie lider de audiență pe acest tronson orar cel mai important, pe prime time de la orele 20 la 22. Da, dragii mei, am totul acolo prezentat chiar pe acest site, care sper că v-ați obișnuit că aveți multe lucruri interesante zi de zi și ultimele noutăți le găsiți doar pe realitatea din moldova.md, inclusiv subiectele voastre preferate de cancan. Și bineînțeles, cei interesați care vor să-și prezinte proiectele pe care le au, produsele, complexurile rezidențiale, dar care se fac și nu se dau țepe la moldoveni, că niciodată Rize nu va cauționa vreun investitor care vine aici să-și promoveze o țeapă așa cum face Czeslaw Ciuhri cu acel sat german. Îi aștept pe toți, oferta noastră comercială, o aveți acolo, o puteți accesa, e valabilă pentru toate societățile, pentru toți cei care doresc să-și promoveze, oportunitățile de afaceri aici pe această televiziune. Totul legal, totul cu acte, totul cu factură și cu plata de taxe către bugetul statului moldovenesc. Dragii mei, intrăm în subiecte. Am văzut că, nu știu cum să le spun, domnul Macovei, doi scheleți așa, doi pamblicari ai politicii, cei care au transformat politica într-o afacere,
a buzunarelor personale au mai apărut acum vreo două zile. Uitase lumea de ei sau și vorba cuiva, circul a plecat, dar cei doi clovni au rămas. Să pună regia acea imagine cu cei doi clovni care încearcă acum să se mai facă remarcați, dar toată lumea i-a înjurat când au intrat în acea conferință de presă. E vorba, prieten, de Dorin Chirtoacă și Mihai Ghimpu, știți, unchiul și nepotul, care v-au nenorocit. Mai lipsea din fotografie, lipsește totuși Iurie Dârda, buzunarul lor. Dacă îl puneau în mijloc, era perfect pentru că averea fiecăruia dintre ei, realizată doar din politica acestor doi golani care v-au secătuit, vin acum să vă arate că, nu știu ce, că pe Ghimpu ăsta îl caută pușcăria pe acasă. Pentru că nu e așa, domnul Macovei, și ăsta a vândut 5 deputați lui Plahoniu. S-a vândut cu totul lui Plahoniu. Mai avea pe nevasta să o vândă. Un pachetel. Un pachetel, da. 5 milioane de euro a luat. Inclusiv Iurie Dârda face parte din lotul celor 5 care au trecut de partea lui Plahoniu atunci când interesele oligarhului o cereau ca să pună el mâna pe putere. De aia, vorba cuiva, repet, circul a plecat și clovnii au rămas. Da? O să facem dezvăluiri crunte despre acest Ghimpu, că am spus eu, procurorii dacă vor să verifice, să-l verifice cu ce făcea el cu stația aia PECO, s-a îmbogățit pe spinarea electoratului și pe politic. Ăștia sunt ca toți cei pe care ați avut, Dodon, Șor, Andronache, Cebotari, toată șleacta, Plahoniu, nu mai zic că e tăticul lor, toți s-au îmbogățit, au folosit politica, au transformat-o în afacere personală. Asta au făcut prieteni. De fapt, cu votul vostru l-au tranzacționat, cum i-ați văzut pe deputații aia, Reșednikov și toate scursurile alea ale societății. Ăștia au făcut la fel, ăsta Ghimpu. Vorbesc ei cu peleu, peleu. Știți ce înseamnă peleu mai pe românești așa, da? O să le luați voi peleu moldovenilor. Că asta meritați, golanilor, și sper ca să plătiți, că afacerile cu benzină, domnul Macovei, le știți și dumneavoastră, când era ăsta Chirtoacă, vagabondul ăsta la primărie, de a păcălit ăsta pe Chișinău, n-am înțeles niciodată, pe oamenii de aici din municipiul Chișinău, domne, 12 ani de zile, ăsta, toate mașinile, toate, nu știu, toate mijloacele de transport ale primăriei și ale instituțiilor subordonate primăriei se alimentau cu benzină și motorină de la stația de benzină a lui Ghimpu, acolo la porțile orașului. Deci procurorii ar putea lua foarte ușor. Domnule, o singură stație PECO făcea cât 30 de stații PECO venituri. Ați înțeles? Pentru că era alu Ghimpu. Și asta e numai una. Nu mai vorbim că are o afacere acum care îi merge, bagă milioane de euro pe an Ghimpu în buzunar. Cum îl vedeți voi așa? Pensionar, vine el să joace rolul prostului așa pe la televizor. Da, să știți că pe spinarea voastră a devenit multimilionar. Vă îl dezvăluie Rizea într-o seară, că el e prietenul lui cel mai bun, știți cine? Cel mai mare șmecher din politica românească a fost colegul meu, Viorel Hrebenciuc, care îmi povestea și a venit odată cu noi în delegație, cu mine și cu Ponta aici, și el s-a dus repede să se vadă cu Ghimpu, că a zis cu Ghimpu, are el nu știu ce afaceri, cu contrabandă, cu alea, cu alea, îmi povestea mie, cu benzină, cu alea, cu motorină, cu asta. Ei făceau contrabandă de combustibil, nu de țigări. Da. Povestim de asta într-o altă emisiune și aș vrea totuși să fac un apel către noul director al Centrului Național Anticorupție, un om în care eu am toată încrederea. E vorba de Iulian Rusu, cel care a fost desemnat ieri de Parlamentul Republicii Moldova pentru un mandat de 5 ani la conducerea acestei instituții, care sper să redevină credibilă în ochii moldovenilor. Și aș vrea să vă arăt cine se plimbă liber prin Chișinău după ce au devalizat instituții ale statului aici. Sunt două personaje, dar unul a rămas în zona privată, iar unul, cel care a fost mereu în funcții bine plătite la stat, cel căruia i-am arătat afacerile soției, pe banii voștri, spațiile luate comerciale. Plus de asta există o plângere făcută de actualul guvern, de premierul Natalia Gavriliță, chiar la Procuratura Generală privind licitația de la Agenția de Servicii Publice. Acea licitație în valoare de 500 de milioane de lei moldovenești pentru blanchetele, cu permisele de conducere, cu actele de identitate, care a fost stopată licitația pentru că era măzluit. O măzluise același Vladislav Zar. Cel care s-a băgat în spatele, s-a băgat cu bani și cu tot felul de investitori dubioși în diferite firme. El stă în spatele privatizării cu toate
cu acele gări automoderne, societatea gările automoderne. Ele în spatele tuturor tranzacțiilor dubioase din zona de transport cu toate rutierele astea. El ia șpagă zilnic de acolo, prieteni. E băgat în toate afacerile astea private, babane, apare și zar. Da? Golanul ăsta, care până acum nimeni nu-l întreabă, a venit cu tupeul la Chișinău. El stătea ascuns pe la Odessa. Dar are o nevastă mai tinerică și era frică să nu i-o ia alții pe aici și s-a grăbit repede să revină la Chișinău. Și iată că nu e deranjat pentru că procurorii sunt la mâna lui în continuare. Poate le punem pozele alea că îi căutăm noi, îi căutăm noi cu moldovenii dacă procuratura nu-i caută și nu se autosesizează pe el și pe Alexandru Vâlcu. Bă, fraților, ăștia, Vâlcu e ăla de care am auzit chiar aici în emisiune cum i-a dat 200.000 de euro lui Dodon să-l pună pe Clima președintele Curții de Apel. Bă, și nimeni nu se autosesizează în cazul ăsta al lui Vâlcu. Să-l ia pe Clima și pe Vâlcu, să-i bage în câte o cameră și să spună tot. Nu vreți să vorbim și de Dodon, că a făcut la fel, tranzacționat parlamentari? Păi el este primul care s-a vândut Dodon. Ați uitat când i-a luat Plahoniuc atunci când cu președintele Timofti avea nevoie de 3 parlamentari și Dodon a fost în aia 3, a intrat în pachetul de 3 milioane când le-a dat Plahoniuc. El și cu încă 2 de la comuniști au trecut și după aia au făcut socialiștii, nu? Au făcut Partidul Socialist. El a trecut cu Zinaida Grecia. Cu Zinaida, păi cu cine să treacă? Cu Zina Carabina, normal. Normal, păi a trecut și pe sub fusta ei. Cu Veronica Abramciu. Am înțeles. Ia uitați-i pe ăștia doi. Ăștia doi, domnii procurori, dacă se aude CNA-ul, eu am mare încredere că CNA-ul va rezolva. Că ăștia doi sunt cu mare crișă din partea unor procurori. Îi devoalăm noi încet, încet. Că așa cum l-am devoalat pe ăla pe Bobrov de la PC Cox, mare adjunct, șef adjunct, ăla care i-a măzluit dosarul ăla de i-a luat pe ea cu Andy Spital, la ordinul lui Plahoniuc, așa cum îl devoalăm pe ăla, pe Ilie Bodnari, ăla de la CNA, încă la CNA, care le ține crișa la ăștia, mai e unul care le ține crișa, Vildă Rizea, pentru că ăla e legat de Andronachi, e aceeași grupare de infractori, care se plimbă liber, n-au nicio problemă. Eu știu că guvernul a făcut o plângere penală la adresa lui ăsta, nimeni nu se sesizează de la procuratură. Hai să luăm pe porcul ăsta de zară, că ăsta, omul lui Dodon, mamă câte știe ăsta de Dodon, vă dă denunțuri pe bandă rulantă de Dodon și de șune. Ăsta vă dă tot. Dacă îl vreți pe Dodon, îl împachetat. Dacă nu-l vreți, nu-l vreți. Asta e, nu? Da. Și prieten, v-am dat ieri un subiect, trecem la următorul subiect. La comoara lui Ali Baba de Chișinău. Domnul Macoveil, știți pe Prisăcarul ăla? Da. A venit el aici pe scaunul pe care stați dumneavoastră. Mamă, ce venise cu poeziile, cu cărțile pe față, cu astea, cu astea. Nici alea am înțeles până la urmă. Trebuie sfințit scaunul. Da. Trebuie să-ți sfințim scaunul, bravo. Străpit pe gheazmă. Da, 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 să-l dăm cu aghiazmă. Am înțeles, să-l cheamă pe alt golan, pe Vladimir ăla, mitropolitul Vladimir ăla, care îl vedeam cu Reșednicov ăla, care îmi zicea astăzi, l-a văzut pe Reșednicov. Doamne, îmi pare rău că am votat-o pe Maia Sandu, auzi ce a zis el. Păi al dracu de nenorocit ce ești tu și cu nevastă ta aia, hoața aia de la, furat de la invaliz, bă, fraților, că v-am devoalat aseară. Bă, furat de la invaliz, ăștia n-au nici Dumnezeu, mă, frate. Zice el că, domne, că ai votat-o tu, ce ușor e să zici tu. Tu ai votat cu golanii, nu mai minți. Acum nu-ți place statul ăsta de drept? Ia uite, pe ăsta nu-l mai ia nimeni acum. A stat ăsta, prieten, pe surse, am aflat. Ăsta a făcut Consiliul de Familie aseară. Aseară a fost stare de urgență, s-a întrunit Consiliul de Familie la Prisăcaru acasă, la unul din copii, că au zis, nu mai pleacă nimeni de acasă, stă câte un planton. Au venit cu hârletele. Cu hârletele, da, au venit, mișurau ăia pe acolo, în spate cu hârletele și unii cu detectoarele de metale. Să ia lu' ăsta, să ia lu' ăsta. Mamă, comoara, vă dați seama că acum cine o ia? Cu ea poliția, cu ea ohotii, ea nu e declarată nicăieri, nu? Păi ne-a spus vărul lui, prieten, vărul lui bun din familie, că omul la beție i-a mărturisit ce deține acolo. Hai să mai auzim o dată înregistrarea de aseară, imediat, haideți, vă rog frumos, da? Haideți să o pregătim, să mai auzim o dată înregistrarea vărului lui Ali Baba de Chișinău. Bă, vă dați seama cât a luat ăsta. Ia spuneți-ne, domnul Macovei, de ăsta de Prisăcarus. A? Păi eu cred că tot ce a fost abordat în emisiunile precedente și a spus Eugeniu Stogu,
este doar un mic parte din ceea ce a făcut acest slugoi al lui Filat, cum a participat la jefuirea poporului nostru. Și e foarte urât treabă că nimeni nu a investigat din organele de forță și nu a reacționat la ce, cel puțin la ceea ce a fost sonorizat aici în studio. El, alături de alți indivizi de al de el, au tărât torbe de bani, au devalizat instituții de stat și au terorizat și au jupoiet agenții economici. De la, folosând pârghiile avute atunci la moment, au nenorocit multe lume. Știu. Știți care e culmea? Chiar invitatul meu de săptămâna trecută, domnul Zbigniew Grot, acel investitor polonez-american, care știți cât a suferit, ați văzut, și ați văzut și dumneavoastră, prieteni, chiar el a avut de suferit direct din partea lui Prisăcaru, care nu i-a returnat TV-ul. Prisăcaru nu returna la nimeni TV-ul, luau ei sau făceau ei manevre, îi returnau doar la aia care dădeau parandărătul, adică dădeau culiocul, dădeau parte din acel TV care trebuia returnat. Păi da, dar s-a văzut la acest timp că ieșea cu declarații, cu comunicate, da. Câți bani s-au vărsat în buget, ăștia erau banii businessmanilor și oamenilor, exact, de afaceri, care statul era obligat să le facă returnări de TV. De TV, bineînțeles, pentru că asta e lege. Dar ei nu țineau cont de lege, pentru că aveau legea lor. Haideți să punem acea înregistrare cu în care vărul lui Ion Prisăcaru ne spune că acesta i-a mărturisit la beție de comoara pe care o deține și unde o are îngropat. A? În subsolul căreia din casele pe care, din cele trei case. Când am auzit de la doamna Olaru despre sistemele de încălzire cu ape termale la ei în curte acolo, mi-am dat seama că au săpat tranșee, au pus cisterne și bacuri și undeva pe lângă bacurile cele sta și acel lăudat de el la beție, că el cu adevărat când bea este foarte cântăreț și vorbăreț și lăudăros și cred că nici nu ține minte ce zice. Că s-a laudat că are o clar că el o să niege, că nu a zis așa ceva, că nu putea să zică, că are un bac, un butoi de inox plin cu bunătățuri mari, cu valută, cu fel de fel. Și așa, nu știu cum intuiția mi s-a zis, că lângă cisternele cele, că acolo eu sunt inginer și mă pricep cam ce ar fi pe acolo, niște bacuri săpate prin pământ cu ape termale pentru încălzire și așa mai departe, poate să fie îngropată și așa cisternă. Fiindcă mai cred că s-a mai laudat pe undeva, fiindcă cu vreo 10 ani în urmă, nu mai țin minte, de cineva, niște hoți s-au băgat în casă la maică-sa și au scos toate scândurile la podele și așa mai departe, au căutat bani. Cred că caută cineva totuși cisterna aceea, bacul acela de inox, sudat, care este cu, posibil, din chipul, nu știu, dar din spusele lui, mare avere acolo. Deci, aur, inele, dolari, mult, cred că este mult, e sumă mare. Nu mai vorbesc despre conturile din Austria, Elveția, prin România mai aruncate sub niște primari care face el drujba, face prietenie. Așa că dacă se răscolește în acest toalet, că azi așa l-am văzut în emisiune, un toalet de birocrat, nu mi-e jale de azi de el mai mult. Clar lucru că nu pot să fiu martor la judecăți și așa mai departe, nu sunt pregătit, mai ales că cei ce am avut în mână sunt copii. Sunt copii de la cineva, un evreu care a strâns pe acest om foarte mult după spusele lor și ei au vrut să mă duc eu la el cu niște copii, să-l șantajez și cred că el să le plătească. Dar eu nu am vrut să mă ocup cu acel lucru. El știe despre asta, eu i-am spus despre asta, eu n-am vrut, m-am întors și am zis, la revedere băieți, dar
dacă nu mă numea el în anumite cercuri, mă făcea și într-un fel și în altul, eu nici nu-l atingeam. Dar a zis-o. Da, prieteni, ați auzit din nou înregistrarea care confirmă faptul că, da, Ion Prisăcaru, mamă, dar are și conturi în Elveția și în Austria. Face cineva ceva? Cerem o comisie rogatorie din partea procuraturii să vedem ce are ăsta pe afară? Care pe numele copiilor? Vă spun eu pe ce conturi sunt în străinătate. Sunt pe numele copiilor. Deci aseară a fost, vă spun, am primit această informație, a fost ședință mare la familia Prisăcaru și au hotărât să stea cât un planton, să nu mai plece nimeni de la cele două case ale copiilor, să stea permanent cineva acasă, cu ochii în patru, că ăștia... Dar eu aștept să facă percheziții la el, că eu cred că dacă poliția se hotărăște să facă percheziții, să ne arate și acea bogăție, după ce o găsește, mai ales că le-am dat și pontul și nu le-am cerut nici comision. Să ducă la bugetul statului tot ce au găsit și să-și facă și una, vorba aia, să se împăuneze cu această realizare. Că au și ei nevoie de credibilitate, polițiștii. Ăștia pe care i-ați lăsat acolo la Ministerul de Interne, domnul Macovei, știți bine. Și hai să-l mai auzim. Prieteni, fiți atenți, urmează un calup de înregistrări. Tot de la vărul lui Ion Prisăcaru. Îi rog pe procuror să fie atenți, pentru că dacă cineva e interesat, le dăm mură în gură că acest Ion Prisăcaru a spălat bani prin firma vărului său, care declară, s-a auzit la jumătatea înregistrării, cum i-a trimis, ce sumă i-a trimis, nu odată, de mai multe ori, și cum i-a făcut act fictiv că i-a făcut audit, să spună, i-a dat din partea firmei lui Ecofin, zic că am făcut audit și ai scos banii și mi-ai plătit pentru audit. Dar de fapt erau banii spălați de la alții care trebuiau să-i dea șpăgi lui Ion Prisăcaru. Asta e ideea, da. Și să punem acum acel calup de înregistrări ca să vedeți, domnul Macovei, cum e cu ăsta. Cu... El a vrut aici să vină la emisiune, el a vrut. Că toată lumea a întrebat, dom'le, dar cum ai reușit? Cum așa? Omul a vrut să vină să ne spună, să fie cu cărțile pe față. Dar vă că l-a deranjat să fie cu cărțile pe față aici, la popor. Haideți să auzim... Am ascultat cu mare atenție, bună ziua. Reacție foarte repede. Da, înțeleg spectacolul, înțeleg biletele, înțeleg totul. E bine, cum se zice, s-a trecut cu un săpun. Mare lucru că acolo domnul invitat spune minciuni, fiindcă mite a luat, știi, a luat cu sertarele, cu toate, s-au luat, s-au dus și lângă filat a fost foarte alături cu toate lucrurile. Eu sunt un martor, nu prea din cei care aș putea ceva, că n-am strâns, adică a strâns cineva din anturajul lui Plahotniuc, mi se pare, evrei, în orice caz dețin multă informație, am văzut un dosar bucșit și cu fete și cu acte și cu convorbiri și cu înregistrări. Eu n-am participat la așa, fiindcă totuși sunt rudă și uneva mijale, fiindcă, da, undeva în fața poporului, în fața lui Dumnezeu, acest personaj, ruda mea, e rușine noastră. El nu-și dă seama, fiindcă el e sluga banului. El se dă cu Dumnezeu, face capele, dar este cu diavolul. Ați văzut cum se apără. Acum treaba lui să-și apere banul, să-și găsească un loc pe pământul acesta. Îl caută și prin România și prin alte părți, care are bani destui. Minte, clar lucru că minte la tot pasul, aceasta s-a învățat, aceasta s-a învățat în sistem și n-a fost el numai odată șef de fisc, a fost din anii 90 și atunci a învățat școala bine și atunci a luat mitele cele mari și frumoase care se uitau toți la statul Republica Moldova ca un sac cu bani spart. Și cei care stăteau la treucă, printre care și invitatul ruda mea,
minte, fiindcă eu sunt martor ocular, dar nu vreau să particip în această judecată, fiindcă l-am spălat eu cu săpun bine cândva. L-am spălat fiindcă el pe toți are proști, cu toate că știm noi din școală că cum a învățat el și ce capacități avea deosebite. Cred că da, ai spus domnul Rizea foarte corect, că este mai mult poetic, cântăreț, jucător, fiteleu, a fost toată viața așa între. Și a dat de prăjitura mare a statului prin ruda lui Chițan, care l-a ridicat din Partidul Comunist, deci acela fiind un funcționar, cum s-ar spune, comsomolie, comsomolistă și așa mai departe, care s-a ridicat în ierarhie aceasta și a devenit ministru de finanțe în începutul anilor 90, borsetca lui Lucinski, adică mai mult era, știu toți aceasta, Chițan acesta. Chițan acesta tot s-a ocupat toată viața cu combinații fel de fel, fiind și la Asociația Băncilor, și la Ministerul Finanțelor, și cu fel de fel de scamători, și în deopște practic auditul acesta, eu sunt martor, ei l-au firma asta de audit, au făcut-o împreună, fiindcă totul se forfotește acolo, în cuibarul acela de vespi al lor. Aceștia doi mână în mână sunt acești 30 ceva și mai mult ani, și ca personaje ascunse, personaje care stau umbrite, personaje care nu au nicio grijă, habar nu au uitat că sunt din țărani, sunt din popor, se uită la toți de sus în jos ca niște dumnezei, dar sunt de fapt, ați văzut, niște mărunței, niște farizei, niște speculanți ai timpului care s-au îmbogățit. Se apără acum, da, se apără cu acte, cu... are el o duzină că știa face actele, s-a învățat măcar aceasta, știi, de la tabla mulțirii, a învățat și aceasta, că nu e greu să te înveți, fiind în sistemul de stat, și mai ales un sistem de stat preluat de la Uniunea Sovietică, unde Uniunea Sovietică în ultimii ani a căzut numai dintre aceia că a stat foarte birocratic. Deci totul se făcea prin hârtii, prin mite, prin cunoștințe, prin așa numite blaturi. Așa că, domnul Rizea, eu tot sunt, cumva, am avut tangență cu politica, am încercat în anii 90 să fac ceva în Republica Moldova, drept că mă uit în urmă și mă râd și pe urmă am zis că totuși, nu sunt eu pentru stat și nu sunt. Sunt martor că acest domn i-a lins pe toți, le-a dus și la Partidul Comunist bani, și la asta, și la asta, și la asta, și care lui nu i-au plătit din anumite cercuri cândva, el s-a mai răzbunat în felul lui, dar el este fricos, este foarte fricos. O face așa pe deșteptul, pe cinstitul, pe el știe, a jucat teatru, este artist în untru. S-a băgat peste tot dinainte, el crede că crișa lui o să fie poeții, scriitorii, poporul, domnișoarele. Nu mai zic cum a recrutat din satul lui natal fetițe pentru a le ridica în funcții de tipul funcționar bancar, pe la diferite instituții, prin diferite asta, pentru o mângâială, că s-au spovedit mamele unele și eu am multă informație asupra acestui om, dar din păcate nu sunt nici doritor ca să fiu judecătorul și procurorul acestui personaj. El m-a făcut cândva prost. El pe toți are proști. Aștia, banda asta lor strânsă acolo, pe toți are proști, cu toate că ei sunt toți niște farizei, unși, spurcați, murdari
și fără simț deja omenesc. Ei nu mai au simț. Mai ați văzut chiar în emisiunea aceasta, acest om nu mai are simț și remușcări. Care e cunoscut el de fițe, având bani în Republica Moldova, nu e numai decât să fii milionar, poți să ai și 100 de euro la timp și ai fițe de care vrei, fiindcă asta e Republica Moldova. Dați să vă spun ce am zis eu. Eu am zis cândva că în Republica Moldova e foarte fericire mare să te naști bărbat, fiindcă băutură cât vrei, mâncare cât vrei, lucru nu prea poți să faci, femei frumoase și prostuțe cât vrei și n-ai probleme acolo, cum în alte țări, să-ți plătești satisfacțiile. Acolo repede se ia. Și ăsta a profitat, zice, vrei. Da, că a avut două soții. Boj, cum se zice, știu. Eu știu mai multe. Dar chestia între ceea că m-am uitat la el și am crezut că a venit cu un bun simț în emisiune și chiar că o spovedească și eu, el a venit să-și apere fundul, fiindcă tremură fundul, nu știe de unde va cădea bombele. Și a făcut, să vedeți ce feciori obraznice are, ce animăluțe needucate, toți în bani, toți niște farizei. Farizei care, Doamne ferește că acești farizei să rămână așa neatinși și să mai ajungă pe la puteri, că ficior sau unul este din sistemul procuraturii, are o mulțime de fini de astea, dar toți sunt pe bani. Acolo repede cuibarul se va distruge ca o bombă, dacă se va atinge. Și bravo că sunt băieți atât din sistem care au apărut, eu nu-i cunosc. Ah, ce să zic? Da, eu cândva mă credeam că am și un pericol. Eu foarte mult am bătut în el de la un timp, din 14 încolo, fiindcă el a fost un nesimțit. A spălat prin firma mea vreo 200.000 de lei moldovenești. Da, eu nu recunosc, el e cu actele în regulă, da, dar m-a dus de nas. Chipurile cu sistemul de standarde sacre din România. Deci, după informația care eu am căpătat-o, deci această finanțare de la sacre, de la sistemul ăsta de standarde, deci trecând prin camera de comerț, deci acolo acest farizei a spălat milioane de lei, eu nu știu, de euro, cred că și de euro, fiindcă după calcul, bine, nu vă vreau 20 ceva de firme au semnat contract de tip cum a venit el la mine. M-a chemat și a zis, vrei standarde în sistemul tău, în firma ta? Eu am zis, da, o să ai ăștia bani, adică 200 de mii, 250, nu mai țin minte, de mii de lei vor veni. Vedem noi pe urmă, semnăm niște acte, pe urmă a făcut simplu, banii au venit la mine ca ajutor pentru standardizare. El a venit repede cu niște acte și m-a luat așa încetșor și a zis că, adică chipurile firma lui îmi face audit, tot de aceeași sumă. Și nu mi-a lăsat măcar un leu pe cont, măcar să plătesc procentele la bancă. Așa e de hapsân, e hapsân, extraordinar de hapsân. Și ăștia hapsâni, hârcioji ăștia, țăstare ăștia, hapsâni ăștia, ei au depozitări mari. Iată când am auzit de la doamna Olaru despre sistemele de încălzire cu ape termale la ei în curte acolo, mi-am dat seama că au săpat tranșee, au pus cisterne și bacuri și undeva pe lângă bacurile cele sta și acel lăudat de el la beție, că el cu adevărat când bea este foarte cântăreț și vorbăreț și lăudăros și cred că nici nu ține minte ce zice. S-a lăudat că are o clar că el o să niege, că nu a zis așa ceva, că nu putea să zică, că are un bac, un butoi de inox plin cu bunătățuri mari, cu valută, cu fel de fel. Și așa, nu știu cum intuiția mi s-a zis, că lângă
cisternele cele, că acolo eu sunt inginer și mă pricep cam ce ar fi pe acolo, niște bacuri săpate prin pământ cu ape termale pentru încălzire și așa mai departe, poate să fie îngropată și așa cisternă. Fiindcă mai cred că s-a mai lăudat pe undeva, fiindcă cu vreo 10 ani în urmă, nu mai țin minte, de cineva, niște hoți s-au băgat în casă la maică-sa și au scos toate scândurile la podele și așa mai departe, au căutat bani. Cred că caută cineva totuși cisterna aceea, bacul acela de inox, sudat, care este cu, posibil, din chipul, nu știu, dar din spusele lui, mare avere acolo. Deci, aur, inele, dolari, mult, mult, cred că este mult, e sumă mare. Nu mai vorbesc despre conturile din Austria, Elveția, pe România mai aruncate sub niște primari care face el drujba, face prietenie. Așa că, dacă se răscolește în acest toalet, că azi, așa l-am văzut în emisiune, un toalet de birocrat. Nu mi-e jale de azi de el, mai mult. Clar lucru că nu pot să fiu martor la judecăți și așa mai departe, nu sunt pregătit, mai ales că cei ce am avut în mână sunt copii. Sunt copii de la cineva, un evreu care a strâns pe acest om foarte mult după spusele lor și ei au vrut să mă duc eu la el cu niște copii, să-l șantajez și cred că el să le plătească. Dar eu nu am vrut să mă ocup cu acel lucru. El știe despre asta, eu i-am spus despre asta, eu n-am vrut, m-am întors și am zis, la revedere băieți, dar dacă nu mă numea el în anumite cercuri, mă făcea și într-un fel și în altul, eu nici nu-l atingeam, dar a zis-o, m-a ars, fiindcă eu sunt un om, păstărui în orice caz. Sunt cinstit în fața statului, în fața legilor, în fața oamenilor care m-au cunoscut. Nu știu, poate cineva are și păreri despre mine deosebite, așa că sunt și eu un păcătos pe pământul ăsta. Dar chestia între aceea e că eu n-am băgat niciodată mâna în buzunarul statului. Niciodată am plătit impozitele la timp. Și nu m-am îmbogățit, cu toate că am avut și întreprindere de sute de oameni. Domnul Ion Pisacar știe. Și nu m-am putut îmbogăți. Fiindcă dacă plătești totul cinstit, ești modest, da, te bucuri de o bucată de pâine zilnică cu munca ta. Și asta fac și în România. Și eu sunt, cu toate că sunt și ofițer și am trecut prin sistema KGB-ului sovietic și sunt și doctor în știință și am relații bune și puteam să fiu și în politică, dar cândva am zis, Alexei, lasă-mi naibii tot asta și ocup-te cu lucruri frumoase în viața aceasta. Și cu asta mă ocup, domnul Rizea. Îmi place de dumneata, am și eu aici băieți din sisteme care te cunosc, sunt diferite păreri despre dumneata. Eu în România, deci nu sunt acum om vestit, cândva puteam să fiu, adică fiind consilier pe la Mircea Druc, prin Casa Împușcată, fiind prin masonerie, cu frații și români și de alte, cum să spune, Comănescu și Rezescu și restul. Am băieți destui, puteți să vă convingeți în România, dar nu fac politică. Nu am plăcerea aceasta și cu aparența dumitale în spațiul acesta a moldovenilor, știind de unde ai sursele, mi-au spus niște băieți de aici cam ce deții dumneata și ce ne ești și cum ești, dar clar lucru că nu putea să fie numai pozitive, dar nu mă uit eu la lucrurile acestea, eu mă uit la un lucru simplu, omul are curajul, chiar, cum s-ar zice, marele curaj și are acea bogăție de informație,
Îmi dau eu seama cu Ion Psacaru cum s-a primit această senzație, emisiune, îmi dau eu seama niște lucruri, dar nu vreau să merg pe calea greșită, să gândesc adânc asupra acestor lucruri. Vreau să văd numai ce este pozitiv în toată lumea aceasta. Și am văzut în emisiune un curaj deosebit din partea dumitale, care i-a dat în bot ca la box. Și i-a dat în bot toată lumea în comentarii. Adică eu am avut cândva dreptate. Acest om a nenorocit, nu mă tem să spun cifra, milioane de oameni. A nenorocit soarte, considerându-se Dumnezeu, farizeu a poporului, dar de fapt ați văzut chiar prin ceea ce că cu acel ceban își pune în joc niște lucruri, că este o gânganie, un gândac care s-a băgat în miezul statului și a supt ce a putut. Că creditele le-a luat pe la bancă, știți cum se iau, având bani în coș undeva, te duci la bancă, faci un contract de ochii lumii, nu te temi că nu-i plăti procente, că banca nu-ți dă ușor 2-3 milioane așa ușor pentru afacere de viitor și așa mai departe, trebuie să fie bine acoperit. Clar lucru că cei de la bancă, știind unde-i conturile lor și pe cine lui, și i-au dat credite cât au vrut. Astea au fost credite luate de ochii lumii, cum să zice. Nu știu ce s-a întâmplat cu ruda Iuda, aceasta a poporului moldovenesc. Cred că va plăti foarte mult ca să nu fie încătușat și să fie sub veșnica urmărire sau va fi un fugar pe undeva care, pe Olanda, niște evrei cu care frate s-au făcut afaceri, rudele la evrei, cei care țin relații, are și mai multe locuri, are fițe, are în Rusia, poate să șterpelească, că are și acolo businessman, are el loc pe pământ unde se ascund, dar va trăi ca un șobolan veșnic. Și m-am gândit că la această spovedanie va ieși și va spune cât rahat s-a făcut în statul acesta în 30 de ani și el știe tot. El știe tot. El tot cunoaște. Unde, ce, cum și cât. Totul știe acest personaj. Dar este în spate de lui încă unul mai șmecher. Este în înășelul lui care încă e mai plin de dohot ca ăsta. Acela e șmecheroi foarte mare, nu așa, dar foarte mare. De el se tem mulți, mulți, mulți de tot. Pot să vă spun una, domnul Rizia, că nu știu cum ați ieșit la el, nici nu mă interesează. Cum ați l-ați agățat, cum, poate cândva la un pahar de ceva vom vorbi ca doi oameni care cunoaștem ceva în statul ăsta, poate nu, cum a dat Dumnezeu. Nu sunt baba curioasă și lăsă acest mesaj, știu că o să-l ascultați. Și vreau să vă spun mulțumesc din numele oamenilor simpli, de oamenilor poporului măcăjit. Și eu sunt în România, nu de ce e că... Ba, eu iubesc România, fiindcă am fost printre primii investori în anii 90. Bani făcuți pe știință, pe contracte cinstite. E mult de povestit despre mine, dar n-are sens acum. Deci, sunt în România, fiindcă iubesc România, sper că am fost printre primii unioniști și cei care au vrut să fac poduri frumoase între spațiu, fost CSI și așa. Am dat și aici printre brânza mânza, am dat și aici, știi ce e în România. Da, eu sunt unul din cei care m-am întâlnit cu Putin. Da, am fost și invitat la primul congres Aidina e Rusia. Da, băieții de acolo mi-au dat reprezentant pe resurse naturale și ecologie în Republica Moldova și România să fiu. Am aceste acte, pot să le arăt. Da, puteam să fiu și un dodon, fiindcă se căuta atunci candidatură. Și
se duceau mulți cu poclon, cu închinăciune la Kremlin. Dar n-am semnat cu rușii niciun act. Și le-am spus, nu semnez nimic. Da, mi-au dat schema, da, mi-au propus să fac ONG în Moldova, Zumbr, trebuia să numească, adică Zimbru, za Ucraina, Belarus, Rusia, pentru Ucraina, Belarus, Rusia și Moldova, Zumbr. Da, trebuia să fiu un vegetator aeroportului, îi se plătea și niște sume. Da, putem să fim în sistemă de control a gazului în Republica Moldova și nu numai. Dar n-am semnat, că au zis semnează și vei fi. Și n-am semnat, am zis nu. Pentru că pe inima mea am spus, trădez viitorul țării mele și viitorul României. Și iată, sincer vă spun, că vorbesc sincer cu dumneavoastră, eu sunt nu că patriot, că asta e de râsul lumii când auzi că cineva e patriot. Eu nu sunt patriot, eu sunt omul pământului, moldav și românesc. Și sper că aceasta se va uni cândva. Și va uni numai așa curajoși ca dumneata, care a avut și el brânza lui, cum s-ar spune, care trebuie poate să se spele, dar în fața Domnului, cred că. Dar chestia între ce e că curajul deosebit care l-a avut, nu l-a avut nici Andrei Năstase, nici Maia Sandu nu prea, poate, da, eu înțeleg că Maia Sandu te veghează, te are în vizor, că poate și colaborați într-o oarecare măsură, pe aici se șoptește și dosarele care au strâns România 30 de ani pe aici, ai acces la ele. Știm noi despre lucrurile acestea unii, foarte puțin știm. Dar știm și unii din politicieni din Republica Moldova puteau să profite, dar n-au putut fiindcă erau unși de Soros, de fel de fel, unionism de Soros, cum zic eu, uitându-mă la Chertoacă și la ăștia, cum îmi zice, ceala, boxorul ceala, care face și el pe mare unionist. Dar de fapt sunt Soroși. Sunt Soroși unși ca să nu fie unionism adevărat. Unionism adevărat se face ca cum dumneata ai venit în Republica Moldova și chiar dacă te numesc penal și chiar dacă te-au pus și la răcoare puțin, chiar dacă ai fost în cercurile cele mai deosebite și ai intrări deosebite și ai informație deosebită, bravo! Bravo, domnule Rize, ești mai mic ca mine în vârstă și ești practic. Uneva noi ne-am intersectat, eu nu țin minte, prin cercurile lui Năstase, fiindcă am fost și pe acolo cândva, fiind pe la Vincom Vrancea, cu Nițoiu, cu băieții, Georgeasca. Spun asta așa deschis, fiindcă poate dacă vrei sună-mă. Sună-mă să vorbim două cuvinte, că fac lucruri frumoase în România. Mă stărui în orice caz. Să fac lucruri frumoase în domeniul îngrășămintelor, în domeniul energiei alternative. Sunt micuți, nu sunt mari, nici nu vreau, nu mai vreau deja lucruri mari, nu mai vreau oameni mulți, nu mai vreau angajați, nu mai vreau mult. Am 64 de ani și încet și urmă mă acomodez la, cum să spune, leger și frumos. Da, sunt Corcimare Alexei, sunt ruda. M-ați pomenit pe acolo, nu m-a speriat nimic, foarte corect ați spus, lasă-l să știe. Ruda, în văr de-a doilea cu Ion Presăcaru, care îl consider eu personal rușinea neamului meu, așa cum este el de bogat și fălos. O seară bună, mulțumesc pentru tot. Da, îi mulțumim și noi domnului Alexei pentru aceste mesaje. Sper să avem ocazia să-l și invităm în emisiune. Și bineînțeles o să-l sun, n-am apucat să vorbesc cu domnia sa, dar sper zilele astea să reușim. Da, prieteni, am vrut să vă arăt, ați auzit cum a fost folosită firma vărului său de către
acest Ion Prisăcaru, Alibaba de Chișinău, să spele niște bani. Omul s-a autodenunțat, cred că a auzit toată lumea, și să vedem dacă cineva va lua totuși măsuri. Că văd că percheziții la Ion Prisăcaru încă nu are curaj să facă nimeni. Așa că poate găsiți voi între timp prieteni comora lui Alibaba de acolo și o luați. Da? Dragii mei, ce ne-a spus însă vărul Alexei, vărul lui Ion Prisăcaru? Ne-a trimis un mesaj aici și ne-a spus că adevărata crișa lui Ion Prisăcaru a fost Gheorghe Avornic. Gheorghe Avornic, pe care zilele acestea, și o să-i rog să regia să punem în fotografie, acest Gheorghe Avornic, ia uitați, prieteni, avocatul lui Plahotniuc, e cel care și-a bătut joc și de invitatul meu de săptămâna trecută, de domnul Zbigniew Groth, investitorul americano-polonez, cel pentru care, pentru abuzurile care s-au făcut la adresa sa, de către și de către Avornic și de către toată această mafie din justiție, Moldova a plătit $1.800.000 din banii tuturor, din banii voștri, prieteni. Plus, Filip a fost foarte generos cu o firmă de avocatură din Viena, care a dat 350.000 de euro tot din bugetul vostru, ca să reprezinte Moldova în acest proces la Curtea de Arbitraj de la Washington, unde Moldova a pierdut. Pentru că, iată, după câțiva ani de zile, până la urmă s-a făcut dreptate, oarecum, domnului Groth și, totuși, din păcate, a plătit Moldova. Nu au plătit cei care se fac cu adevărat vinovați, printre care și acest Avornic, care imediat după ce a fost propus în Consiliul Procurorilor, da? Consiliul Superior al Procurorilor, vă dați seama că la ordinul lui Plahotniuc, de acolo din Cipru turcesc, a sunat și a zis gata, Facultatea de Științe l-a propus pe el imediat, da? Acolo în Consiliul Superior al Procurorilor. Și l-ați auzit și pe domnul ministru Litvinenko, care a rămas surprins de această propunere și chiar a zis, domnule, cum e posibil o astfel de propunere când știm că acest om are un trecut atât de dubios, fiind omul lui Plahotniuc. Și a înțeles poate domnul Avornic și s-a retras după câteva zile și a dat demisia de aici, din Consiliul Superior al Procurorilor. Pe noi ne dorim o reformă în justiție și reforma nu poate fi făcută cu oamenii lui Plahotniuc. Cine este acest Avornic? L-a nenorocit când pe acel investitor american care reprezenta Moldova Zahăr și a măsluit sentința la Curtea Supremă de Justiție. Așa cum a făcut, prieten, vă mai dă Rizea în această seară o dezvăluire bombă și foarte curând Moldova va trebui să plătească la CEDO o altă mare despăgubire, tot din banii voștri, din cauza acestui nemernic, îi spun eu, și a mafiei pe care acesta o patronează. Pentru că, da, e vorba de o companie SIA Fertco, din Republica Letonia, cea care încearcă de câțiva ani să-și recupereze de la un grup de companii din Moldova, condusă de un mafiot, o să vedeți de cine, o să le punem fotografiile și cine este protectorul acelui mafiot pe lângă Gheorghe Avornic. Deci, acele companii se numesc din Moldova, care au dat țeapă firmei din Letonia, se numesc Vest Resurs și Tar Service Companie. Cei din Letonia vor să recupereze o datorie de circa 700.000 de euro, la care, bineînțeles, de atâția ani de zile s-au adăugat și dobânzi de 300.000 de euro. Compania din Letonia se arată îngrijorată de felul în care este examinată cauza în instanțele judecătorești din Moldova și susține că se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul încălcării drepturilor sale, solicitând despăgubiri de peste 2 milioane de euro, tot din banii noștri, în loc să plătească golanul ăsta și cu, o să vedeți cu cine. În anul 2016, această societate din Letonia, Fertco, a încheiat un contract de vânzare-cumpărare a unei cantități importante de îngrășăminte cu cele două companii moldovenești, Vest Resurs și Tar Service Companie, în calitate de garant. Cele două companii din Moldova fac parte dintr-o agro-holding administrat de SRL Tar Service Companie, din care fac parte mai multe firme. În temeiul acordului, firma a livrat marfă de $578.000 și $367.000. În pofida faptului că firma din Moldova, Vest Resurs, a primit bunurile, fără pretenții, cumpărătorul, moldoveanul, a achitat doar aproximativ a șasea parte din valoarea acestora.
În consecință, compania din Letonia a suspendat livrările. După încercări nereușite de a recupera datoria, societatea din Letonia s-a adresat la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie din Moldova, cu o cerere de încasare a datoriei și dobânzii de întârziere aferente. În procedura arbitrală, compania din Moldova a recunoscut că nu a achitat integral marfa, dar a înaintat. Fiți atenți ce manevră a făcut Gheorghe Avornic, prieteni. În seara asta, dacă procurorii ascultă și ei, da? Firma din Moldova a recunoscut că n-a achitat integral marfa, dar a înaintat o acțiune reconvențională în care a susținut că din cauza suspendării livrărilor de către compania din Letonia a suferit și ea un prejudiciu de 1,3 milioane de euro. Fiți atenți! Cine a arbitrat, cine a hotărât la această comisie de arbitraj? Gheorghe Avornic, să vedeți ce bandit. A zis companiei din Letonia, da, aveți dreptate că aveți trebuie să vi se dea 700.000 de euro, da. Dar firma din Moldova a spus că i-ați prejudiciat-o cu 1,3 milioane de euro. Dar nu există niciun raport care dovedește prejudiciul firmei din Moldova, pentru că a luat bani de la ei Avornic. Și cu cine? Cu Stoianoglu. Pentru că o să vedeți cine este capul acestui holding de firme care a dat țeapă firmei din Letonia. Se numește Besir Ivan. Se numește personajul, îi punem fotografia imediat, ca să știți de ce nu o să vină niciodată investitori străini în Republica Moldova. Din cauza acestor mafioți care i-au executat pe bandă rulantă în ceea ce înseamnă sistemul ăsta de justiție pe care ei l-au controlat mereu. Prieteni, vă dați seama, oamenii s-au dus mai departe. Deci le-a dat la ea din burtă, a zis, da, domnule, aveți și voi 1,3 milioane de euro. Și a zis, el bandit, a dat dreptate și letonilor, dar a dat dreptate și mafioților de ei. Și a zis, voi letonii acum trebuie să plătiți diferența. N-ați primit 700.000 de euro, ok, primiți chipurile 700.000, deci mai aveți să dați încă 600.000 pe ăsta din Moldova, pentru că i-ați prejudicia moral, o vrăjeală de asta. Dar nu există niciun document. Atenție mare. Da? Iar, vă dați seama, el a făcut o compensare. A gândit-o el așa să ia să dea un iz de legalitate chipurile mascat. Și i-a pus pe ăștia acum din Letonia să mai achite 624.000 de euro. În consecință, compania din Letonia s-a adresat pentru a desfința asta, această decizie de arbitraj, de la instanța de arbitraj, s-a adresat la Curtea de Apel. Curtea de Apel ce a făcut? I-a anulat parțial datoria asta, astfel încât societatea din Letonia nu mai e obligată să dea prejudiciu pretins, absurd, în fals, de către societatea Vez Resurs. Însă, iată, în cadrul examinării cauzei cu privire la desfințarea parțială a hotărârii de arbitraj, atât de către instanța de fond, cât și de instanța de apel, Ambasada Republicii Letonia, aici în Moldova, a făcut cerere, a formulat nenumărate cereri pentru a participa măcar online la ședințele de judecată pentru a se asigura că sunt respectate drepturile și interesele investitorului Sia Fertco, rezident al Republicii Letonia. De fiecare dată, instanțele din Moldova, la comanda lui Avornic, au respins demersurile ambasadei din cauza unor motive formale, precum că n-ar exista suficiente resurse tehnice pentru a asigura prezența reprezentanților diplomatici. Astfel, în pofida emiterii de către Curtea de Apel a unei decizii definitive și irevocabile, societățile din Moldova ce au făcut? O mică șmecherie, au depus o cerere de revizuire, prieteni, asupra deciziei Curții de Apel, pentru că ei au zis, bine, au înțeles să ia numai o datorie la noi, păi nu, noi vrem să scoatem totuși banii de la ea și cu tupeu, încă 600.000 de euro. Și s-au dus mai departe, ați înțeles, și au făcut o cerere de revizuire. Și acum compania din Letonia spune clar, Sia Fertco, că cererea de revizuire este de fapt un recurs disimulat, iar așa zisele circumstanțe noi nu sunt altceva decât un pretext inventat de cele trei companii afiliate pentru a putea invoca temeiul de revizuire, prevăzut de codul de procedură civilă. Astfel că, iată, conform legislației proceselor civile, cererea de revizuire depusă în iulie 2021 urmează a fi examinată, ce să vezi, de același complet de judecători care a emis decizia a cărei revizuire se solicită. Prieteni, pe ăștia acum vor să execute, în 8 februarie au termen, ăștia din Letonia,
și termenul a fost amânat la nesfârșit până acum, în 8 februarie 2022, când pe lângă judecătorul raportor Olga Cojocaru, din complet vor mai face parte judecătoarele Ana Panov și Marina Anton. Între timp, toate judecătoarele din complet au participat și la examinarea celorlalte cauze legate de aceasta și de fiecare dată au emis decizii în defavoarea companiei din Letonia. Ați înțeles îngrijorarea acestui investitor, alt investitor străin aici în Moldova? Da? Ce să spun, că acum oamenii vor merge direct la CEDO, prieten, pentru că ei își dau seama că pe 8 februarie 2022, la intervenția lui Avornic și a lui Stoianoglu, punem și pozele, vă rog, ce vorbisem cu cei trei, cu balanța aia justiției. Dacă, bun, puneți pozele măcar al lui Besir ăsta, mafiotul ăsta, care vă dă riza o dezvăluire în seara asta, puneți poza al lui Besir ăsta și al lui Stoianov, ca să înțeleagă moldovenii ce le voi spune acum, pentru că poate procurorii vor auzi cum acest așa zis om de afaceri din Moldova, care a țepuit firma din Letonia, îi amenința pe investitorii din străinătate că el este sub acoperișul procurorului general. Da, prieten, Alexandru Stoianoglu, pe lângă Gheorghe Avornic, este cel care i-a protejat permanent pe mafioții aici. Iar unul dintre mafioții apropiați de Stoianoglu, o să pună regia imediat fotografia acestui mafiot de aici din Moldova, ca să-l vadă o țară întreagă. Se poate? Nu. Încă nu. Încă nu. Da. Încă nu se poate. Ca să vedeți cine este acest personaj. Pentru că am aflat multe lucruri, multe, multe detalii grele și ne vom ocupa și de asta. A dat multe țepe pe aici și inclusiv la alți investitori. Uitați-vă, prieten, ăsta este. În numele îl avem acolo trecut. Am zis bine, nu? Besir Ivan se numește? Da, Besir Ivan, ăla e din mijloc. El este în locul, știți, balanța justiției, aia legată la ochi. Și în dreapta și stânga aveți cele două talere, Avornic și Stoianoglu. Și vă fac o dezvăluire, că acest Besir Ivan i-a sunat pe investitorii din Letonia să le spună, sunt în saună. Deci omul face saună cu Stoianoglu și de aici, de la mine, nu vă las până nu mai vedeți niciun ban de aici, de la mine, dar mai mult decât atât vă iau banii pe care eu vreau să iau de la voi, cu tupeu. 624.000 de euro să-mi plătiți, ca așa vor mușchii mei. Așa le-a zis Besir Ivan ăsta și le-a spus, sunt acum cu procurorul general lângă mine. Și vă zic asta, să nu vă faceți vreo speranță, că eu am aici totul aranjat. Cum e domnul Stoianoglu? Ne spune și nouă dacă v-ați exercitat influența ca acest mafiot să obțină aceste decizii judecătorești defavorabile legii, dreptății care trebuie făcut acestei companii din Letonia? Cum vă bateți joc și le luați banii investitorilor care vor să vină aici să facă într-adevăr ceva? Vedeți, prieteni? Ăsta e sistem. De-aia au pățit ce au pățit alți investitori, ca Zbigniew Grot, ca și mulți, mulți care, iată, vin încet, încet, vor să vină toți aici la emisiune pentru a prezenta toate aceste abuzuri prin care au trecut și prin care trec și acum. Pentru că pe 8 februarie 2022, mai puțin, săptămâna viitoare, au un nou termen. De aici sunt convinși că, având aceleași judecătoare, vă dați seama, care au dat până acum numai sentințe defavorabile, decizii defavorabile lor, n-au nicio șansă. E o luptă grea cu sistemul ăsta mafiot. Ce ne ziceți de Avornic ăsta? Că știți, cred, multe. Acu' e avocat, a fost dumnealui, acu' e interesul reprezentat pe dosarul 7 aprilie. 7 aprilie? Da. Adică? Păi, lumea cunoaște.
cum a fost, deci pe dosarul 7 aprilie, care Procuratura Generală a anunțat recent că sunt careva mișcări, într-adevăr, totul e mort cum și-a fost. Și nu sunt investigate cauzele și, numele, toate cele evenimente nu au fost reflectate în ancheta care a avut loc. La începutul investigației, parcă totul a mers așa cum ar trebui să meargă, pe urmă s-a implicat politicul, s-au vândut politicieni și raportul ăla care a fost în Parlament privitor la activitatea Comisiei Parlamentare pentru elucidarea evenimentelor, el a fost unul distorsionat. El a fost adus la cunoștința noastră de către un deputat Nagăcevski din PLDM și toți... Asta e rudă cu ăla care a fost la Dodon? Tatălui. A, tatălui, el a avocat și el a un avocat al mafiei, da. Și el, deci toate depozițiile și toate materialele care au fost acumulate în acest dosar, unde au murit oameni și au fost comise infracțiuni grave de către angajații poliției, procurori și magistrați, mai târziu denumiți judecătorii iadului de către popor. Deci până în ziua de astăzi au fost absolviți de răspundere penală toți cei care se fac vinovați. Și mai cu seamă din... Păi acolo, din câte știu, domnul Macovei, a fost și ăsta, tatălui procurorul ăsta de la CNA, care e băgat în toate combinațiile mafiote, Ilie Bodnar. Păi, corect? Domnul Vornic a fost avocatul. Am înțeles. Vedeți, prieteni, cum se leagă lucrurile. Dar știți ce deține, ce clădire deține și ea chirie lună de lună domnul Avornic? Ia să vă văd, domnul Macovei. Ce clădire impunătoare deține, furată de la statul ăsta. Și de unde el ia chirie 10.000 de euro pe lună? Ia să vedem, prieten, clădire. Că rămâneți mască. Ce deține Avornic ăsta? Păi de unde, mă, prieten? Vă întreb eu. De unde decât de la combinațiile astea? Ce clădire are în centrul Chișinăului, numai una pe care am depistat-o eu, unde funcționează două instituții importante și omul ia chirie. Pădita mai clădirea. Hai să punem imaginea cu acea clădire de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, ca să vadă toată Moldova de unde și-au băieții ăștia bani din avutul statului. Judecătoria Buican, prieteni! Judecătoria Buican îi plătește chirie și universitatea care e acolo, Constantin Stere, care... Da? Universitatea care e acolo, în acea clădire, ei plătesc chirie lui Avornic, lunar. A, uitați, prieteni, ce proprietate de barosan are Avornic ăsta, avocatul lui Plahodniuc, furată de la stat, că e clădirea nu-i făcută de familia lui. Da? E furată de aici, din patrimoniul statului. Ia uitați, prieteni, judecătoria Buicani. Pe ăsta nu-l mai ia nimeni, procuratura. Cum a intrat ăsta în posesia acestei clădiri? Vă întreb așa, nu știu, ne întrebăm, retoric. Ne dă cineva vreun răspuns vreodată? Asta e numai una. Să vedeți ce depistăm la ăsta, ce are ăsta, ce avere au ăștia, prieteni. Ce avere au golanii ăștia, l-ați văzut? Păi m-a întrebat cineva ce safe. Păi safe-ul la Reșetnikov. Unde crezi că l-au găsit ăștia safe-ul? La Reșetnikov și la parașuta de nevastă sa care a furat de la invalizi. Ăștia disperați, aviz de bani, de averi, prieteni. Ca Prisăcaru, ca toți funcționarii ăștia importanți care au condus la un moment dat destinele Republicii Moldova din funcțiile pe care le-au deținut. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi. Ce clădire are, a? Avornic. Bravo, tat, barosan. Avocatul lui Plahoniu. De unde o fi luat? De unde o fi luat? Ia ziceți-ne... De la noi. De la noi, nu? De la noi, domnul Macovei. Da, știți ce? Ați adus vorba de 7 aprilie. Domnule, eu știu atunci că foarte mulți tineri au ieșit atunci în stradă pentru o idee nobilă, domne, să scape de comunism, să meargă pe un drum de european și au mințit doi golani, Filat și cu Plahodniuc, că ei sunt mari europeni și sub,
sub lozinca aia cu alianța, cum se numea, integrare europeană, nu? Mamă, i-au păcălit și i-au furat mai rău decât comuniști. Și atunci au fost bătuți mulți, chiar de Jizdan am auzit că a fost unul din cei care i-a bătut pe cei care au ieșit în stradă, nu? Eu nu am fost martor la așa gen de tratament, precum spui tu, dar eu știu că a fost implicat în acest genocid asupra acestui tineret mulți angajați a Ministerului de Interne și cele și s-au întâmplat în ulterior, când deja tot acest tineret mergeau pe la casele lor sau, mai bine zis, părăsau zona din centrul Chișinăului, ei au fost ajunși din urmă de către polițiști, în special de către angajații brigăzii Fulger. Acești oameni au fost duși în inspectoratele de poliție, da, și maltratați. Da. Și dorința sau întrânsă în lume s-a băgat așa o frică ca ulterior, la următoarele proteste, să nu poată ieși lumea, în special tineretul, să-și exprime voința. Au băgat frica în ei. Foarte mult, fiindcă mulți au fost tineri care au fost bătuți și violate. Adică s-au petrecut infracțiuni foarte și foarte grave, care nu au fost ulterior investigate de nimeni și au fost traumați fizic și psihologic foarte, foarte mult tineret. Foarte mult tineret. În anul 2019, când nou la toți ne-a părut că a apărut o rază de lumină și am înghițit un vid de aer curat. Când a venit guvernarea condusă de așa doamna este. Maia Sandu. Da. Pregătiți imaginea din Parlament unde a fost domnul Macovei atunci. Când s-a... toți cei care au suferit în aceste evenimente după atâția ani au avut o speranță că își vor găsi dreptatea, că vor fi condamnați și trași la răspundere penală toți acei care au distrus ideea de bază, fiindcă ideea de bază când a ieșit, adică, ca să vă explic, pe data de 6 aprilie au ieșit lumea... 2009. Așa este. În centrul Chișinăului a ieșit foarte multă lume. Ei n-au fost de acord cu cele, deci și-au exprimat revolta în privința fraudelor electorale masive care au avut, diverselor falsificări, chiar și s-a născut un banc. Că noi tot timpul ținem lumea așa într-o stare mai încordată, dar pe atunci, chiar în ziua aceea, eu am auzit de la un coleg de meu un banc, precum că Voronin a plecat la cimitirul din strada armenească și oamenii care se pregăteau de Paște, vopseu, îngrijau de mormânte, l-au întrebat, domnule, aveți părinții mormântați? Și nu, poate vreo rudă apropiată, nu, dar la ce ați venit? Și am venit să mulțumesc alegătorilor. Adică, am înțeles. Toate aceste bancuri, pe marginea la acestor evenimente, se nasc din popor, de la oameni. Oamenii au ieșit și au exprimat nedorința și au plecat seara acasă sau au mers acasă. Eu cu regretatul Ion Butmalai, care a fost omorât, și eu răspund de cuvintele mele. Exact asta am spus și eu, că a fost omorât de plahoniu. Am venit din centrul Chișinăului până la Camford, asta pe data de 6 a fost. Unii era Filat, Godin, Agacevski, Tanase, adică toată lumea asta. Am avut o discuție cu ei acolo. Și la data de 7 s-a adunat, cred că de 3 sau de 4 ori mai multă lume, au venit studenții de la instituții de învățământ și că este un moment aici care cu regret mare nu a fost arătat, dar sunt filmări, sunt poze care atestă exact ceea ce vă spun eu, fiindcă eu am fost în vâltoarea acestor evenimente, eram om civil, lucram la o... nu lucram în Ministerul de Interne. Deci această, tot tineretul ăsta, lumea care a venit, s-a urcat pe pragul președinției,
au scandat lozinci de gen jos, Voronin și mai departe, și fiți atenți. În moment când au ajuns până aproape de ușă, deși erau doar câțiva angajați a Ministerului de Interne, erau câțiva polițiști, fără mijloace speciale, care nu erau rău intenționați sau nu aveau un comportament agresiv față de protestatari. Uh-huh. Din potrivă, protestatarii se salutau cu aceștia. Eu, pe timpul acela, care numai câteva luni, sau mai bine zis, nici două luni nu plecasem din sistem, îi cunoșteam pe mulți personal și aveau cu oamenii o discuție până în momentul când nu s-au urcat pe pragul președinției. În momentul când s-au urcat și au ajuns, spunem, la distanța de vreo 3-4 metri la ușă, ei s-au întors cu fața spre acești protestatari care erau, sâmbuluzeau în curtea președinției, să spunem. Așa că atunci nu era curse, în preajma președinției. Au început a scandaluzi, au început a striga și într-un moment dat, deci au fost introdus forțe cu mijloace speciale între acești protestatari și intrare din președinție și au fost introduse între protestatari două mașini de pompieri. Eu, sincer, n-am înțeles tot acest lucru. Eu cred că au fost comise gafe de peste gafe, de atâtea care în anterior a fost elaborat și am participat și eu un regulament intern a Ministerului de Interne de combatere. Eu lucram pe atunci în Brigada Fulger pentru combaterea dizordinilor în masă în centrul capitalei. Da? Am înțeles, ca și, să-i... Da. Și în acest regulament, cine l-a citit, cu eu am bănuieli rezonabile că conducerea Ministerului nici nu a luat cunoștință. Nu, ei au făcut ceva ca să aibă o contrapondere la eventualele proteste. Capacitatea de luptă, de combatere, să spun așa, a forțelor polițienești era aproximativ calculate pentru 75.000 de protestatari în caz că degenerează în dezordine de masă. Și acolo era clar expus care și unii trebuie să afle, cum trebuie să reacționeze și mai departe. Prevederile acestei norme interne au fost flagrant încălcate și am avut niște consecințe cu adevărat tragice pentru noi, pentru toți. Repet, am fost în martor, nu numai eu, am fost mai mulți veterani, foști colegi de serviciu. Și am văzut toate lucrurile care s-au, ca să înțelegeți, au fost pe urmă, când ei au întors plahătniuc și toți care au preluat atunci puterea. Ca să înțelegeți, au fost pornite dosare și înaintate învinuiri și hărțuiți oameni care la moment nici nu erau în țară. Adică ei nu s-aflau fizic în țară și aveau probe care ulterior le-au prezentat că la data cutare și cutare au părăsit țară. Deci tot mersul anchetei a fost întors. Încă un moment, eu mă opresc și cred că trecem la alt subiect. La subiectul care mi-ați spus ala cu Parlamentul, că e foarte interesant. E un subiect foarte important după mine, că toți cei conducători unor subdiviziuni polițienești care au fost puși sub învinuire de către de subdiviziunea Procuraturii Generale, care acum se numește Peci Cox, da, ulterior, dosarele lor toate au fost puse pe poliță, da? Și acești oameni au fost numiți în funcție de conducere a subdiviziunilor Ministerului de Interne și folosiți de către Plahătniuc și tot ce a urmat. Vă aduc un șir de exemple. Adică, mai repet, oamenii au fost plasați în funcție,
fiind șantajați cu acele dosare care au fost stopată urmărirea penală suspendată, da, pe un perioadă de timp, acești oameni au îndeplinit indicații criminale pe ulterior. Absolut toți din ei. Eu vă spun încă o dată că pot să vă dau nume și voi puteți să vă încredințați, fiindcă sunt păstrate documente. Eu știu unii sunt ele. Știu oameni care este persoane de conducere din cadrul ministerului care au fost inevitabil trebuiau să fie trași la răspundere penală, dar Plahotniuc ce a făcut? El a înțeles că acești oameni pot fi folosiți pentru a săvârși niște a executa niște comenzi de-a lui, fiind legați de acele dosare. Da, 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 șantajați, ma. Șantajați, ăsta e cuvântul. Și de la asta s-a pornit toate ce și noi la 8 iunie 2019 am auzit din sala de ședință din plenul Parlamentului. Că, puneți fotografia din Parlament, vă rog. Că, deci, avem stat capturat. Eu, da, știi, mi-aduc aminte, eram aici eu de acele propun, declarații politice. Deci, uitați-vă, acest document a fost emis, votat, elaborat și votat de către majoritatea parlamentară de asta atunci. E din 13 iunie, nu? Erați acolo. Da. Cu cine? Cu... Da, acu și eu da. Vă povestesc că noi un pic am pășit, dar eu vă explic. Ideea de a emite o revoltă în legătură cu faptul că organele de drept nu-și fac nici pe departe lucrul lor, și luând chiar dezvăluirile care sunt în acest studio și tot, toată mizeria care s-a făcut în privința oamenilor pe parcursul acestor ani, să vedeți că o să găsească oameni care a să ne spui că întrunirea voastră sau dorința voastră de a crea o echipă care ar sparge gheața, care ar merge peste acești toți care au furat bani de la copiii noștri, eu am o față pentru ei și nu știu, cred că mă sfătui și cu cei oameni care ne privesc, că această declarație de recunoaștere a statului captiv nu a fost anulată, dar cu regret, foarte mare regret, ei nu au avut o continuitate și nu este prevăzut în acest document o perspectivă de finalitate. Am înțeles, adică reforma statului, ceea ce spuneți, cu alte cuvinte, și o eventuală lege a lustrației, adică acest stat capturat nu. Al ca să fie mai, celor care au condus. Ca să fie mai pe înțelesul tuturor, cine a capturat acest păi stat? Cine a beneficiat de capturarea acestui stat? Exact. Prin ce formă de capturare? E evident pentru toată lumea că tot ce noi numim capturarea statului este o cum să zic eu așa, mai cultural. Ziceți direct. Am vrut să spun ceva, dar... Mai așa, ziceți deci că se permite aici. E crearea unei bande, crearea unei piramide de care noi o numim crimă organizată. Tâlhari. Da, deci legiuitorul nu ne spune clar că două sau mai multe persoane în scopul dobândirii, că eu nu o să dau definiții și lecții acum ce e asta crimă organizată, dar vreau ca toată lumea să înțeleagă un lucru. Înțepăturile este răzleți care le vedem noi acum cu reținerea lui Damir, cu tot spectacolul este cu Constantin Botnar, cu Borsetca, da? Da. Cu, ele niciodată nu o să aibă o finalitate din cauza că, e că uitați, noi discutăm diferite, abordăm diferite situații, diferiți oameni care au pătimit și
toți ne dăm seama că asta este un crengător și sună și aceiași actori. Până noi, statul, nu o să examineze toate, nu o să examineze toate aceste infracțiuni și abuzuri majore care au avut loc sub aspectul crimei organizate și uzurpării puterii în stat, noi nu o să putem păși înainte. Dat fiind fapt că acest Kafkaliuk este, la, din câte eu cunosc, la, nu știu, poate eu mă greșesc, eu îmi cer scuză, dar la organele de drept din Regatul Unit sunt prezentate niște acuzări legate cu verde de briliant. Da, sau, da, da. Pe adică, când toată lumea cunoaște cât de sunt. Fapt, adevăratele crime pe care acesta l-a făcut nu sunt prezentate așa. Acolo. Da. Deci, vă spun un lucru. Până la masă, la o masă, uitați-vă, toată puterea în stat este a partidului de guvernament și a majorității parlamentare. Până la o masă, nu o să așeze reprezentanții din persoanele de vârf, a CNA, Ministerul de Interne, Procuratorul General, repet, toți la o masă, SIS, și chiar și mai târziu am să mă opresc la Ministerul Apărării, și o să vă explic de ce. Spuneți-ne cu fotografia asta. Da, dar trebuie un pic să ne întoarcem înapoi. Deci la toată emisiunea trecută am început o, am dat un mesaj tuturor ofițerilor cei care înaintează sau îți prezintă o anumită doză de informații. La moment, v-am spus și v-am mai spun încă o dată, că doar doi din ei m-au contactat pe mine. Faptul că această informație ți-o prezintă sau mie, sau indiferent, cuiva care o face publică, care are un interes social sporit, ne dă dovadă că frica e mare în continuare. E foarte mare, fiindcă aceste informații, când sunt pregătite, ele sunt cuiva din conducători pus pe masă pentru a fi investigate, pentru a avea o continuitate și până ajunge anumite persoane pe banca acuzaților. Asta este. Asta ne dorim cu toții, ca cei care și-au asta bătut joc de această țară. Asta este organelor, da, de urmărire penale și de investigații care investigează aceste infracțiuni. Exact. Revenind la fotografie, erați acolo în 13 da, iunie. Da, cu... Nu, ajungem pe da? Un clip, nu, nu grăbi lucrurile. Cu regret... un pic ne-am pierdut gândul, dar ok. Venim la această poză. Această poză trebuie să fie precedată de una alta din fața Parlamentului, unde eu cu niște colegi țineți foarte bine în minte situația legată de, poate să spun un pic cu o frază care nu s-a exprimat nimic, cu dualitatea puterii în stat. Mă refer la începutul lunii iunie 2019, unde au fost aduși oameni în Chișinău, au fost plătiți pe bani cash, repet, pe bani cash, au fost numiți superiori și la, în fața Curții Constituționale, Ministerului de Interne, Televiziunii Naționale și la alte instituții de stat au stat masiv oameni când veneau reprezentanții presei și întrebau care este scopul aflărilor acolo, se opera cu niște aberații. Într-adevăr, scopul acestor prezenței acestor oameni masivi era faptul că clica lui Plahotniuc nu dorea să plece de la... Păi normal, exact atunci a fugit el, da. Așa, sub nicio formă. Da. În acest exercițiu masiv a fost antrenați angajații tuturor structurilor de forță. Absolut toată lumea, 24 din 24, era mobilizat acolo la
îndeplineau diferite sarcini, în primul rând îi documentau pe cei care se împotriveau acestor mișcări, erau masiv urmărit fizic deputații care au fost aleși într-un mod democratic și legal. Eu mă refer la deputații blocului acum. Acești oameni erau intimidați și deschis de către slugoi ăștia lui Plahotniuc și a ocoliților lui. În situația când s-a ajuns la o temperatură mai avansată, asta a fost pe data de 11 iunie. Eu conduceam atunci cu o direcție din cadrul Inspectoratului Național de Investigații. Am făcut o ședință cu acei angajați care nu erau antrenați în muncă și i-am întrebat, băi, ori noi chiar într-atâta suntem de nu știu cum îți spun, de amărâți și de ne dăm pe față ca oameni care nu înțelegem situația reală, când noi vedem ce se produce în jurul nostru și unii sunt antrenați polițiști. Eu, unul, nu pot să mai tolerez toată porcăria asta și, nu știu, caut o modalitate de a mai exprima deschis. Păi, câțiva ofițeri au intrat la mine în birou, mi-au spus, băi, uite, cred că mergem cu dumneavoastră împreună, trebuie să facem o declarație de presă și să îndemnăm toți colegii noștri să nu mai îndeplinească ordine criminale, să nu mai intimideze deputați și membri reprezentanți a societății civile care își exprimă dezacordul cu tot dezmățul ăsta care se face. Și atunci am primit decizia împreună să mergem să îmbrăcăm uniformele și să mergem în fața Parlamentului și rog regie să posteze acea poză. Aia din Parlament puneți? Nu din Parlament, nu? Din fața Parlamentului. Din fața Parlamentului, o aveți acolo, da? Am declarat deschis la toată lumea că susținem nouă guvernare condusă de Maia Sandu. Maia Sandu era prim-ministru ales, că, da, desemnată de către majoritatea parlamentară în calitate de prim-ministru. Și am, evident, după asta am plecat. Am văzut că timpul când noi făceam acest lucru, în afară de reprezentanții mass media, a venit colegii de noștri, așa numiți, din la direcția 7, de la direcția 5, ni pozau, ni înscriu, ok, noi am mers acasă, dimineața ne-am prezentat la serviciu, deci noi această declarație am făcut-o în afara orelor de muncă. Dacă găsiți poza, vă rog, Igor, la poza asta, din fața Parlamentului, poate cineva și va mai aduce aminte. După această declarație, noi am mers pe acasă și dimineața ne-am prezentat la serviciu. Când ne-am prezentat la serviciu a doua zi, am văzut, eu am fost uimit de fapt că doi ofițeri care stau la cheremul lui Cafcaliuc pe atunci, care îndeplineau absolut toate ordinele, inclusiv și ilegale, și mai târziu, poate în alte emisiuni, când o să vină, să vă dezvălui. Uh-huh. Cum acești ofițeri, unul din ei, a să vă dau și numele, ducea culioace identice cu acel care l-am văzut, care Plahotniuc i-l-a dat lui Dodon. Exact așa culioc, cu sume de bani, cu ei banii ăștia se transmiteau și așa mai departe. Era blocat clădire de către mascați. Eu am analizat situația, m-am orientat în 3 minute, i-am raportat
șeful inspectorului general de poliție, care era numit, să spunem, în legal, domnul Gheorghe Balan, dumnealui mi-a spus să vin după el, să-l iau. A, pe care îl numise Andrei Năstase atunci, nu? Da, a fost, da, ministru de intern. Și eu m-am deplasat după el și o urmat, ați văzut, cred că... A, să punem acel moment video, da. Când acești mascați au... deci la direcția, la direcția 6 s-au prezentat conducătorii direcției inspectarea efectivului din la ordinul conducătorilor de atunci a Ministerului de Interne și a Inspectoratului General. Pânzari, nu era atunci. Poftim? Pânzari, da, era. Au materialul la video dacă au intimidat toți angajații care erau aflați acolo. Și era și Andrei Năstase venit, nu? Nu, el... A, asta e poza din fața Parlamentului, da? Da. Deci asta e poza... Asta e poza cu dumneavoastră acolo, am, da. Am ieșit cu declarații și am declarat clar. Uitați, prieteni, niște oameni care atunci angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au avut curajul de a se exprima public, practic, de partea poporului, de partea celor care își doreau cu adevărat o libertate de exprimare aici, în Republica Moldova. Vedeți, oamenii ăștia au fost izolați, astfel că, așa cum invitatul meu, cum sunt ceilalți din jurul său, oameni de care eu cred că în acest moment societatea, Ministerul de Interne, ar avea nevoie de niște oameni căliți, de niște oameni corecți și de niște oameni care să ia decizii în favoarea moldovenilor și nu să facă aranjamentele sistemului mafiot. V-am zis că până eu m-am deplasat în, pe strada care merge spre Costiujeni, l-am preluat pe domnul Gheorghe Balan și până am ajuns acolo, acolo s-au desfășurat niște evenimente care au fost reflectate de multe surse în media, când acolo s-a prezentat Andrei Năstase. Puneți dacă... materialul video cu Andrei Năstase acolo când a fost îmbrâncit. Care era ministru de interne totuși, nu? Da. Și vă dați seama, șeful poliției, Pânzarii, da, îl dăduse afară de acolo. Așa. Să nu intre. Incredibil. Deci, că Plahoniucu îi spusese, noi suntem la putere, nu, ce contează? Repet, angajații direcției așa au fost supus unui pressing nemaipomenit până la venirea lui Andrei Năstase, dumnealui, când am început a face scandal acolo, de toată atenția a fost redirecționată asupra lui și cei ofițeri care au fost umiliți și impuși să scrie niște depoziții pe mine. Că, adică în momentul că, într-un fel, eu i-am organizat, dar da, nu i-am mers binevol, ca să-mi poată porni dosare penale în mod de urgență, ca la... ca la incendiu, știi? Așa. Se încearcă... Aici, domnul Pânzar, ce se întâmplă? Vedeți, dumneavoastră, aceste imagini de atunci, din 2019, angajații direcției pe partea stângă a clădirii, cum ne uităm, au fost nevoiți să sară peste fereastră și să fug, ofițeri de poliție, și să părăsească încăpere. Noi în ziua respectivă am fost concediați, adică ancheta de serviciu s-a făcut într-un mod tot foarte rapid. Am fost concediați din rândurile poliției și peste 3 zile și am mers pe la casele noastre, dar vreau să vă spun că nemaipomenită mobilizare a direcție numărul 5, cea despre care vorbește toată lumea, și altul și subdiviziunea Ministerului de Interne, care la ordinul șefilor de atunci au întreprins niște acțiuni, adică se aflau chiar lângă noi, gata să ne rețâi la ordin, cineva face documental, adică pregătea, că au fost eliberate și mandate de percheziții. Adică au fost autorizate percheziții, planuri, pe acasă. Ele nu au fost efectuate și vă explic de ce. Până ăștia au gătit partea legală, că totuși cumva
s-a temut de consecință de ceea ce să urmeze mai departe, bosul lor a Plahotniuc și-a uns schiurile și-a părăsit țara. În acel moment, oamenii, adică și cești ofițeri, până a plecat Plahotniuc, era o situație foarte tensionată și noi am primit o invitație din partea blocului acum ca să ne prezentăm în sediul Parlamentului. Să fim acolo, adică într-un fel să fim solidari, să fim toți împreună și să nu aibă acces la noi, să ne reții fizic. Da? Noi, bine, noi am mers toți împreună acolo, au mai venit niște colegi și poza care ați arătat-o dumneavoastră din Parlament, asta este nu altceva decât aplauzele majorității parlamentare de atunci. Sunt pustii numai fotoliile deputaților PD și Șor. Șor. Da. Am înțeles. Restul deputaților din sală s-au ridicat în picioare, ne-au aplaudat. Iacă dumneavoastră vedeți, pe partea stângă sunt deputați de la socialiști, pe dreapta de la PAS, de la blocul acum, cer scuză. Au aplaudat, nu știu, curajul nostru, s-au expus de la tribuna Parlamentului, cu păreri de rău, nu am avut scopul să documentăm video acest proces. Ne-au mulțumit pentru curajul și devotamentul după de care am dat dovadă. A doua zi Plahotniucul a părăsit țara. Știți toți cum, nu vreau să mă opresc la acest moment. Dar toate zilele negre pentru noi s-au început exact după asta. Am înțeles. Adică... eu doar o clipă, o minută. Și cu Andrei Năstase să ne spun. Păi da, vă zic. Dacă poate regie să ne întoarcem la acel film, la filmarea asta din fața direcției și o să vă explic. Și să o punem și cu sunet, spune telespect. Nu, nu. Nu? Nu, lăsați așa, da? Eu doar repede vă comunic. Ce a urmat mai departe? Mai departe, Gheorghe Balan totuși a intrat în sediul IGP-ului de la ziua de astăzi. I-a invitat la dumnealui în birou și eu am fost prezent la această discuție pe toți cei care au disenat toate închetele este de serviciu în baza căror noi am fost concediați. Și într-un fel le-au dat de înțeles că pentru porcăriile care le-au făcut vor fi trași la răspundere. Dumnealui a dat indicații să acest ordin anterior semnat de către domn Pânzari să fie anulat și respectiv noi ne-am început a exercita atribuțiile de serviciu mai departe. Adică, mai simplu spus, a doua zi am ieșit la loc. Sigur că multă lume din țară au început a veni la mine, la colegii mei și a ne spune, a ne aduce plângeri și informații de genul ăsta care le divulg la moment, despre abuzuri, despre crime, despre fără de legi care au fost comise, despre oameni bajocoriți și umiliți, persecutați penal. Noi, cu toată informația asta, mergem la șeful poliției, îi raportam. Au fost acumulate anumite materiale care, să spun așa, într-un mod mai rapid, puteau fi realizate. I-am raportat șefului poliției, Constantin Botnar, care toată lumea din țara asta și cred că din tot globul îi spun Borsetca, a părăsit țara. Dar a revenit în țară la câteva zile, dat fiind faptul că avea o nută pompoasă într-un local la un copil. Am înțeles. Au fost date toate indicațiile ca să mobilizeze oameni, au fost pregătite echipaje ca să meargă la reținerea acestui individ,
de pe atunci nu să căutăm amuvirea pe Marea Britanie. Dar noi toți așteptându-l în sediul IGP-ului pe domnul Balan, șeful interimar al Poliției Naționale, dumnealui a venit și a spus că ministrul de interne, Andrei Năstas, i-a spus că nu, nici într-un caz nu se poate de făcut, că începem războiul. Și pe noi tot acest lucru ne-a uimit. Eu m-am revoltat un pic mai pronunțat pe marginea la toată treaba asta. Au urmat niște lucruri foarte urâte din partea lui. Deci la câteva zile eu am mers la un pacient, să spun așa, în închisoare din Bălți și lăsând telefonul la ieșire, peste vreo ori de vreme, am aflat că Andrei Năstase, pe toți acești ofițeri care îi vedeți în acest film, i-a chemat la dumnealui și le-a spus că nici într-un caz, nici să nu se gândească la vreo avansare în funcție, în grad, că nu, ei nu trebuiau să iasă, i-au umilit. A avut o discuție foarte și foarte urâtă. Deci acești oameni s-au revoltat și el a început a amenința că în curând timp îi va concedia. Așa. Eu am venit, m-am cerut să aflu care e situația și de ce s-au petrecut aceste lucruri. E evident că nimeni nu a explicat nimic, dar pe perioada, au un scurt timp, noi am fost toți hărțuiți. Pe rând, eu am fost concediat pentru un ordin aberant și am decizia irevocabilă, definitivă, curții de apel, unde am fost repus, asta e o istorie aparte, dar toți acești ofițeri care i-ați văzut, ei toți, absolut, au fost umiliți, hărțuiți. Și în acest video, când îl vedeți pe un angajat a direcției așa, pe numele Iurie Tașcu, el este un veteran de război, este un ofițer cu o poziție social pronunțată. Dacă poate regie să-l contacteze telefonic și dumneavoastră va relata, cred eu, într-o relatare așa mai restrânsă despre faptul cum s-a procedat cu el. În momentul când pe mine m-a concediat, în acea anchetă de serviciu n-au fost audiat Gheorghe Balan, ca fiind șef, n-am fost audiat eu. Tentativa mea de a cere explicații de la ministrul de interne, Andrei Năstase, deși el procedează în așa un mod, nu a avut nicio reacție, absolut nicio reacție. Rapoartele mele anterioare la propunere, și asta pot să o confirme conducerea de pe tunsă a IGP-ului, au fost respinse, nu au fost nicio reacție din partea lui. E ca cine a fost Andrei Năstase, ministrul de interne, și nu cel care vine, ne povestește pe la emisiuni televizate, că datorită lui, într-adevăr, nu s-a soldat cu un rezultat aflarea lui la această postură. S-a înconjurat cu toți cei care l-au servit pe Plahotniuc anterior. Eu cred că unul din cei mai activi ofițeri, am repetat, Iurie Tașcu îi spune, cred că el o să intervină telefonic și o să vă zic exact
ce s-a întâmplat ulterior cu ei. Dar să știți că acești ofițeri care dumneavoastră i-ați văzut în poză, nu mai este niciunul în direcția așa. Da, în afară de unul, de, că tot timpul se găsește unul. Cred că m-ați înțeles. Și acești oameni care au dat când vine vorba despre un ofițer sau altul care nu are curajul să iasă în față, e spun clar, băi, dacă ăștia au procedat cu voi în halul ăsta, exact. Păi pe noi ce ne așteaptă? Noi ieșim și mâine cum? Mai avem de activat, trebuie la timpul nostru să ne pensionăm, lucrăm de mai mulți ani, avem familii, copii, părinți și dacă de asta eu vă explic niciodată, nici în orice caz în timp apropiat, nu o să aibă curaj nimeni să repete tot ce am făcut noi. Ați reușit cu domnul Tașcu să... Da. Nu numai Covei. Important e, vedeți, ce se întâmplă și acum cu acești deputați. Că vorbeam de vânzările mai devreme, în pauză. Vorbeam de vânzările cu deputații ăștia, cu Reșednikov, cu toți, care știm că le-a făcut. De exemplu, Nichiforciuc, Voronin a spus, când i-a oferit 300.000 de euro Nichiforciuc cuiva. Știți, da? Da. Sunt lucruri care se știau. Ei acum vin după ani de zile, că i-am spus aici la emisiune, am arătat toate. Am văzut că acum că, iată și, da, e lăudabil. Că alte posturi TV, uite, Jurnal TV, am văzut că au vorbit de casa lui ăsta, lui Reșednikov, cum a fost ea făcută, după ce Rize a vorbit. Și îi spun acum, îi adresez public și domnului Cozăr, pe care eu îl respect. Totuși să spună cine a vorbit primul, pentru că am înțeles că a ieșit astăzi să spună de casa asta, că eu am arătat aseară. Când el era șef al SIS-ului, a dat un teren al statului. Și exact în perioada aia 2007-2009, niște golani, care au mințit, au luat un teren, că au spus că fac apartamente pentru angajații SIS și să le vândă. Eu știu unde s-au. Da? Exact, l-am prezentat pe ăla, care-i fugar. Ei au furat banii de la Banca de Economii și în același timp, singurul care a ieșit bine din toată combinația asta a fost Reșednikov, căruia i-au făcut acea vilă cadou, de pe viilor. Viilor numărul 22. Da? Și măcar asta le spun celor care prezintă acum aceste dezvăluiri ca și cum le-au descoperit. Azi, ele se știau de mult de către oamenii care au vrut într-adevăr să investigheze. Iar aici, la Riza, în emisiune, s-au prezentat ele pentru prima oară moldovenilor. Mă bucur că și alții au preluat, dar măcar o să-i rog să citeze sursele care au fost făcute publice, așa, sursele pe care le-au avut atunci când au preluat aceste subiecte. Pentru că așa e corect, dacă suntem solidari cu adevăr și vrem într-adevăr să arătăm mizeria asta care a fost sub Lahoniuc, sub Dodon, sub toată această mafie. Ei acum spun, ați văzut cum zice Reșednikov, el vrea stat de drept. Păi atunci când era judecător al Curții Constituționale cu colanul ăla de gât, nu mai era stat de drept atunci. El așa zicea că era stat de drept atunci. Acum își dorește, da? Ei când împărțeau ei dreptatea, când luau ei șpăci ca să numească judecătorii în funcție, el cu soția lui, la hotelul Codru, că ne-a zis, ați văzut cine mai e? Deputatul ăla Zagorodni. Da. De care mi-ați spus multe dumneavoastră, da? Da, atunci și eu ajungem la el. El a fost implicat, stăteau acolo la Codru toți, nu? Da. Ce făcea ăla? Era cu mafia, cu ăsta, cu... Apropo că ați vorbit... Nichiforciuc. Exact, cu Nichiforciuc și cu mafia lui Zinaida Greceani și cu acel... Viorel Scorpan, nu. Care a fost, nu, el era protejatul lor mereu, da, da. Și era băgat la înaintare. Știți, prieten, care Viorel Scorpan, că vi-l arăt acum în fotografie. Cel care l-a țepuit pe investitorul americano-polonez, care a fost prezent aici în studio vinerea trecută. Cel care a făcut o mare berărie pe la Ghindești, nu? Unde e la Ghindești aia? Construcția de vreo 20 de milioane de euro. Iar în spatele lui se află Zinaida Grecea. Cum l-a amenințat acest Viorel Scorpan pe investitorul polonezo-american Zbigniew Grot, cum l-a amenințat cu moartea pe el și familia lui,
cum i-a tăiat acele furtune de la frână, nu? De la mașină, cum i-a tăiat cauciucurile și i-a spus, dacă te duci la ambasada Statelor Unite să reclami, nu o să-ți mai vezi familia și o să te găsim chiar dacă pleci în America. Vă dați seama, Viorel Scorpan ăsta, un mafiot crescut la, de gașca asta, alu Plahodniuc, alu Dodon, alu Zinaida Greceanu. Nimeni văd că nu face nimic în privința asta. Eu sper ca procurorii și am speranță la acest Centru Național Anticorupție, pentru că am speranță în noul director, Iulian Rusu, pentru că am auzit că deja s-a creat un grup de lucru serios și luna februarie va fi o lună incendiară din punct de vedere al arestărilor care urmează. Dar așa cum le-am promis moldovenilor, noi mergem în continuare. Noi ieșim să protestăm pașnic duminică pentru ideea de a face ca în aceste instituții publice să nu mai fie oameni corupți, așa cum este acest Vadim Cojocaru. Pentru că el a rămas în funcție, el este adjunct acolo la Centrul Național Anticorupție, el a fost numit de Parlamentul lui Zinaida Greceanu și tot Parlamentul este cel care trebuie, are această atribuție, să-l demită pe acest Vadim Cojocaru după ce o țară întreagă l-a văzut cum închide dosarul lui Iurie Năstas, soțul Lorenei Bonsa, cel care a devenit milionar doar din afaceri cu statul, luând cariere de piatră pe furiș de la statul ăsta, prin ajutorul Lorena Bogza, cu traficul de influență exercitat de ea, acolo la ProTV. Nu? Și nimeni, totuși, văd că nu a redeschis dosarul ăsta, Iurie Năstas, Vadim Cojocaru, să vedem și noi. Ce au închis băieții ăștia? Nu e nimeni curios să aflăm că s-a furat un teren de 2 hectare de la Poșta Vechi? Eu cred că nu numai acest dosar, dar niciun dosar, eu așa impresie mi-am făcut, că nu o să fie redeschis și reexaminat atât timp cât noi o să reacționăm la aceste noutăți doar prin mesaje pe rețelele de socializare. Păi asta, noi am făcut un apel și sper că cei care ne privesc, cei care aud, vor veni alături de mine, alături de Vladimir Dachi, alături de dumneavoastră și de ceilalți colegi ai dumneavoastră și de oamenii care au suferit abuzuri în această țară, vor veni duminică la ora 12 în fața Parlamentului, ca să arătăm totuși că ne pasă de Moldova și că ei trebuie să țină cont de noi, prieteni, de vocea noastră. Asta trebuie făcut. De-aia vă invit pe toți să vă trimiteți, în cazul în care nu puteți ajunge, cei din diaspora, să vă trimiteți rudele măcar. Îi rog pe toți cei care au suferit aceste abuzuri, aceste ilegalități din partea acestei mafii din justiție să fie prezenți duminică. Nu știu, ca să dăm un semnal, pentru că Vadim Cojocaru nu este decât simbolul corupției instituționalizate. Oameni ca el sunt mulți în aceste instituții, ale poliției, ale procuraturii, ale judecătoriilor. De acești oameni trebuie scăpat urgent, pentru ca Moldova să nu mai fie acel stat capturat de care vorbeam. Eu cred că într-un fel vreau să adaug la subiectul Scorpan. Și așa s-au întâmplat, nu știu, cred că așa au fost închegate evenimentele și mersul vieții, că mi s-a nimerit și în calea mea acest individ. Da. Puneți-i poza, regia, vă rog, și să-i punem și numărul de telefon al lui Viorel Scorpan, cel care l-a țepuit și l-a amenințat cu moartea pe acel investitor american, care a trebuit să treacă ani de zile până și-a găsit, să zicem, o parte din dreptate prin acea decizie a Curții de Arbitraj de la Washington și pentru care Moldova a plătit, prieteni, a plătit din banii tuturor $1.800.000 plus onorariu unei firme de avocatură din Viena, la care Filip i-a dat 350.000 de euro pentru nimic. Da, uitați-l, prieteni, pe mafiotul ăsta, aflat sub protecția lui Zinaida Greceanu, al deputatului ăla, Zagorodni, de care ziceați, care e unul din lotul ăsta de transfugi.
cel care a fost arestat, din câte înțeleg, li s-a prelungit mandatul pentru 30 de zile, da? Și sperăm ca oamenii ăștia să plătească. Un bun prieten de meu a avut o afacere legată cu pietrișul pentru drumuri, el a importat din Ucraina și îl depozita la Ghindești, în nemijlocită apropiere de cale ferată de acolo. Voi să vedeți cum se folosește ăsta, individul ăsta de porțiunea așa de cale ferată. Cu ajutorul lui Zagorodnă, cred eu, ca al lui Nichiforciuc și altora, și el a pus mâna pe o bucată de cale ferată care ani de zile nu achită un bănuț în buget. Și nici în bugetul primăriei din Ghindești. Din câte eu am studiat situația cu acest individ, el a acaparat prin Attack Rider fabrica de zahăr din Ghindești pe timpuri. E o istorie care ocupă mult. Cu siguranță o vă dezvolta într-o altă emisiune. Eu să vă prezint actele, cum asta au fost, mărturii. Acolo au rămas circa 200 de persoane care aveau bonurile astea când s-au dat câte o cot parte de la întreprindere. Da, acele acțiuni, da. Deci, toată echipa asta, dacă să nu-i spun altfel, al lui Plahotniuc, care au tăiat la metal uzat sute de întreprinderi din Moldova, au tăiat și această fabrică de zahăr, până la urmă l-au plasat pe acest personaj în, pe acest teren. Deci el, o parte din el, din acest teren al fabricii de zahăr l-a privatizat. Dacă mă opresc la bani, în prezent construiește abuziv și eu spun cu lux de amănunte, repet, în prezent construiește abuziv, fără nicio permisiune de la Consiliul Local, o fabrică de macaroane, de făină, adică bănuim că asta tot este din banii care se luați de la domnul Drot. Da. El... Da, a luat afacerea cu totul. Puneți și numărul de telefon, că poate vor moldovenii să-l sune. În bătaie de joc, la acești acționari care dețin cote parte mici din fosta întreprindere, fabrica de zahăr Ghindești, în bătaie de joc le-a dat de la 100 până la 200 de lei. El, pe mulți, i-au amenințat, sunt marturi, sunt oameni care sunt revoltați de situația că, uitați, pe fostul teritoriu fabricii de zahăr, el, neavând niciun act permisiv, a plasat temporar o companie turcească care s-a ocupat de construcția drumului Soroca. Știu, mi-au spus. Așa. Toți dormeau acolo, la el. Da. Din câte eu cunosc, această... Uitați cum și dracuvenii au făcut ei. Primăria din Ghindești și un primar care l-a copracurit gret mare pentru mine, este și veteran de război, dar are, el are tot acoperișul lui, acestui primar, deci primarul îi dă lui în arendă, lui Scorpan, un teritoriu, da, care aparține primăriei. Și Scorban îl dă în subarendă la compania asta turcească. Deci, au apărut multe întrebări de la consilieri, de la cetățeni, locuitori acestui localități, deși primărie nu le-o dă direct turcilor, pentru și au nevoie de acest individ ca să fie intermediar între compania respectivă, da? Da. Ca să poată fura această sumă de bani. În bugetul primăriei au ajuns doar sume minore și niște bănuți în bătaie de joc. Restul banilor
i-a luat, el a dat unor oameni. Eu știu exact de un lucru, că un grup de cetățeni s-a adresat anul trecut, acum, în 2021, la Cusc și Soare, la guvern, la conducerea țării, precum că pe parcursul mai mult, mai unui timp îndelungat, a fost comise ilegalități și furturi de sume enorme de bani. În consecință, cred eu, la sfârșitul lunii octombrie, pe undeva, la fața locului s-a deplasat un angajat a inspecției financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, pe nume Băderău, dacă nu mă înșală memoria. Deci, din câte s-a subînțeles, acest domn a fost, într-un fel sau altul, așa se vehiculează, a fost corupt de către Scorpion și a dat un răspuns acestor oameni, pur și simplu umilitor. Repet, asta e sfârșitul octombrie, începutul noiembrie 2021, când aveam un alt guvern și o altă conducere în țara asta. Și oamenii ăștia au rămas pur și simplu șocați de răspunsul care a fost dat de această instituție și a rămas cu buza înflată. Știind că ăsta este un hoț și le-a furat tot, localitatea respectivă, ca și multe alte localități din Moldova, degrabă o să rămâie fără oameni. Mă întorc la acel prieten meu care avea o afacere. Deci, în mod abuziv, fiind deprins și protejat atunci, pe atunci, au vrut să-i preie afacere pentru un atac raider. Acest domn a apelat la mine. Eu am vorbit cu primarul de acolo, am vorbit cu mai multe lume și într-un fel el s-a speriat de toată situația și de tot acea revoltă care am emanat-o eu. Până la urmă, omul care s-a investit pe acest teritoriu a fost evacuat de acolo, forțat de el, de acest Scorpion, și a fost nevoit să plece în altă parte. Nu a avut condiții, cale ferate, unde a lăsat niște investiții. În prezent, Scorpion, bine mersi, importă îngrășăminte minerale. Le ambalează acolo, pe teritoriu. Toate aceste afaceri lui, cu fabrica, cu acest îngrășământ, sunt absolut ilegale. Nu se achită niciun impozit. Și când eu am început să-l caut pe dânsul, am fost contactat de Nichifor Ciuc. Am, fiind pe atunci el stăpânul raionului Florești, am mers la o întâlnire, eu atunci eram angajat, eram șef de direcție în Inspectoratul General al Poliției, am mers la o întâlnire unde am fost invitat de dumnealui, iarăși în restaurantul Codru. Și când am venit acolo, era la masă Zagorodnă. Era la masă. Și mie ne-a început a explica că noi suntem la putere, deci te bagi aici, că noi o să te spunem lui Jăzdan, că tu te implici în niște chestii care nu-s de nasul tău. Și ceva, eu le spun, bă, și-o bătut joc de prietenul meu. O vrut să-i preie business și doar implicarea mea în toată istoria asta s-a soldat doar cu faptul că l-au evacuat de acolo, de pe teritoriu. Un om care s-a ocupat petrișul, nu avea mare afacere. Ăștia doi au prelungit colaborarea. Am aflat de la mai mulți oameni din Ghindești că se confirmă tot ce ai anunțat într-o emisiune, că acest Zagorodnă este, acest Scorpion este, nu știu, cred că și în prezent are o tangență cu Zinaida Greceanu. Exact. Și eu mi-am făcut concluzii, după ce am auzit această informație, că pe Zagorodnă, atunci fiind într-un partid cu Greceanu, l-a detașat ea
ca să, să lămurească într-un fel sau altul cu, cu mine. Deși eu am intervenit în această situație și m-a ajutat acest om absolut nevinovat. Și tu l-ai văzut. Da. Pe acest om, el ți-a povestit, da, prin ce a trecut, prin, exact, ce, exact, prin ce umilință și prin, exact, ce înjosiri. Exact. Eu doar v-am dat un exemplu și pe această cale îi transmit acestui individ. Că eu, în scurt timp, mă voi deplasa eu încolo și o să-i găsesc toate fără de legile, toate păcatele care le-au săvârșit el în raport cu oameni. Este foarte regretabil că de toate chestiile este, știu, și procuratura Răunului Florești și cei angajați a poliției care lucrează de ani zile. Și el ăsta îi umilește, el e stăpânul acestui raion, el își permite să vârșește fără de legi, să construiești, să deplasați în stare de ebrietate cu automobilul. Îi, toți îi... Da, haideți că o să povestim de el, facem o emisiune, haideți să facem un apel la prietenii noștri care ne privesc, da, la colegii dumneavoastră care, și mă adresez și sper ca, nu știu, cât mai mulți veterani să fie alături de mine, alături de Vladimir Dachi, alături de Anatolie Macovei Duminică. Pentru că, da, e o oră destul de târzie, am prelungit special pentru voi seara de vineri și v-am promis că atunci, de fiecare dată, mai ales când vine domnul Macovei, trebuie să prelungim emisiunea, pentru că sunt lucruri foarte interesante pe care ni le spune, dar eu sper ca veteranii să înțeleagă și să vină duminică. Și mă refer la toți și îi mulțumesc și domnului Oleg Ungureanu pentru toate mesajele pe care mi le-a trimis. Și îl rog și pe Valerii Cacenco, ale cărui mesaje le-am citit și o să discutăm de abuzurile prin care a trecut. Dar aștept pe toți cei care au suferit din partea acestui sistem nenorocit să vină duminică, prieteni, să fim cât mai mulți. Și îl las și pe domnul Macovei să le adreseze câteva cuvinte. Statul Republica Moldova, în cazul lui Scorpan, numai din cei și noi cunoaștem și o relatat, acest domn Zbigniew a fost prejudiciat peste 2 milioane, da, de dolari. Da. Și eu vreau să le spun în primul rând veteranilor. Noi ani de zile am stat cu mâna întinsă și am cerut majorarea indemnizațiilor și alte facilități pentru noi. Ia uite băiețul, unde-s banii noștri. Ia că de ăștia, este doar, e doar un exemplu mic. Unii sunt bani care trebuie să fie direcționați la spitale, la școli, la grădiniți, și veteranilor, oamenilor în etate, pensionarilor care au muncit pentru această țară și pentru acest pământ o viață, au stat cu spatele îndoiet, ăștia au venit, ne-au furat pe toți într-o zi și noi mergem și șerim, nu știu ce și nu știu cum. Eu vin cu ideea ca noi să ne mobilizăm, să creăm o echipă sau un număr mare de oameni care să mergem, să impunem toți acești demnitari, toți acești procurori și polițiști și judecători și angajați CNA-ului, ASIS-ului, care știu de toate abuzurile și fără de legile astea, prin întreg teritoriul țării, ele sute și mii. Noi, eu numai pot să vă povestesc, cred că multe, multe emisiuni de-a rândul și să vă dau exemple și să vă spun amănunte despre acești nenorociți care ne-au adus la sărăcie, care au impus frați, surorile noastre să părăsească această țară și să ducă pe lume, să-și caute un loc de trai decent, un viitor pentru copiii lor, la rândul lor. Păi noi suntem mulți, nu suntem n-avem capacitate să ne unim toate forțele, fiindcă numai în cazul că noi ne vom uni și vom merge pe urmele lor și vom lua reprezentanții instituțiilor de forță care într-un caz sau altul trebuie să-și facă treaba, să îi impunem să facă lucrul ăsta. Eu vă asigur că carul din loc nu se va uni. Așa văd eu aceste lucruri. Și dat fiind faptul că am pomenit și oameni din afara țării, concetățenii mei, eu vă rog foarte mult, veniți cu o reacție, fiindcă ați contribuit la schimbarea situației politice din această țară, cu
cu munca, curajul, devotamentul vostru. Ați stat copiii în brață, în ploaie și vânt. Voi remiteți sume enorme de bani în fiecare an. Dar această gașcă, această mafie, ei nu mă gândesc scheme cum acești bani să-i fure. Să nu fie pentru beneficiul acestei țări și acestui popor. De asta am... Vin cu o adresare la voi. Veniți cu toții duminică acolo. Cei care au fost, ați fost umiliți, închiși în închisori, supuși unui tratament inuman și unui genocid din partea acestei grupări criminale organizate, acestei mafii, și credeți-ne, fiți încrezuți că soluții de a depăși, de a începe viața de la o pagină curată, încă mai avem. E foarte subțire, dat fiind faptul că toți ăștia bandiți, ei nu dorm și ei plămădesc o lovitură prin diferite metode ca să fugă pământul de sub picioare, să întoarcă ei înapoi spre ei toate aceste scheme, toate aceste fără de legi, să le șteargă, să aceste dosare să le distrugă și să nu mai fie nimeni niciodată atras la răspundere. Și pe această cale mă adresez la primari. Cunosc mulți primari actuali și foști primari care au fost hărțuiți, au fost supuși umilințelor, au avut parte de un tratament banditesc în privința cărora au fost pornite multe dosare penale ca să fie impuși să treacă în Partidul Democrat sau Partidul Socialist. La mulți oameni de afaceri care în mod abuziv și barbar li s-au luat afacerile familiare, muncite, secții de producere. Cunosc multe cazuri din asta. Cunosc chiar în special la veterani de război. Eu nu spun de alte categorii de populație. Știu veteran de război dintr-un centru raional, unii s-au luat absolut tot, muncit de familie, de oameni. Pentru mine nu contează cine să margă cu mine sau alături de mine, nu spun că cu mine, în acest exercițiu, în această luptă. Pentru mine nu contează limba vorbită, etnia, religia, pe care o respectă. Pentru mine contează să ne îndreptăm spatele. Să nu mai fim umiliți și îndoiți. Arătăm că suntem un popor cu cinste, demnitate și onoare. Macaramu în ceasul 12, când am fost trecuți prin toată sita asta, când toți am avut de suferit, cei care nimijlocit au fost supuși acestor hărțuiri, membrilor familiilor lor, prietenilor lor, luați rudele, copiii, frați, surorile și veniți acolo. Mulțumesc. Contează numărul nostru să vadă oamenii care dorm, care au intrat în zona de confort, plătiți pe banii noștri, stau bine mersi și nu au nicio reacție la absolut, la ceea ce dezvăluie mulți oameni. La ceea ce... Mulți oameni vin cu solicitare de a le fi revizuite dosarele lor. Nu avem nicio reacție. Și dacă îmi permis doar un minut, spun în limba rusă, ca da? Toți să mă înțeleagă. Dragii друзья, я вас призываю всех, независимо от вашей национальности, вероисповедания и на каком вы языке умеете выражаться и хотите этого сделать, приходите в воскресенье в 12 часов перед зданием парламента. Те, которые были, которые прошли через эту мясорубку, через эту дикую машинку, которая перемолола судьбы людей, те, которые незаконно находились и находят, и чьи родственники находятся до сих пор в тюрьмах. И страдают от всех беззаконий, которые вот эта мафия, которая находилась в руководстве страны, позволяла себе
такое обращение со своими гражданами. Я обращаюсь к тем примарам, которые были унижены, оскорблены, которые, на которых повозбуждали уголовные дела, и об которые вытерли ноги эти негодяи и эти бандиты. Только вместе мы сможем одолеть и победить вот этот спрут, который называется мафия и организованная преступность. Спасибо большое, дону Маковей. Dragi prieteni, vă mulțumesc din tot sufletul. Îmi cer scuze că n-am apucat să răspund tuturor. Sper să nu uitați și să înțelegeți că dacă ne pasă cu adevărat de Moldova, fiți alături de noi. Duminică 6 februarie, ora 12, la Cafea cu Riza, în fața Parlamentului Republicii Moldova. Haideți să arătăm că ne pasă de această țară și de viitorul ei. Vă mulțumesc din suflet, prieteni. Dumnezeu să ocrotească Republica Moldova și pe voi și sper să izbândim în această bătălie grea pe care am pornit-o împotriva acestui sistem mafiot. Fiți alături de noi duminică. Moldova, trezește-te! Odată! Odată! Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Riza, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Riza, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Riza, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105. Vă aștept pe toți, duminica aceasta, 6 februarie 2022, în fața Parlamentului Republicii Moldova, orele 12, la Cafea cu Riza, se ține în fața Parlamentului de data asta, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 105.